Actualitatea românească. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Actualitatea românească. Iată, ne revedem astăzi la o oră un pic ciudată, este 8:30, nu este nici 9, nu este nici 8, așa cum am anunțat. Programul meu a fost foarte complicat în ultimele două zile, dar mă bucur că am reușit să fac totuși emisiunea în această seară, pentru că ar fi fost foarte posibil să nu ne vedem deloc azi. Deci, decât deloc, mai bine un pic defazat sau defazat cu o jumătate de oră, plus minus cum doriți să o luați. Dragii mei, pentru că timpul este scurt, să trecem direct la subiectele zilei. Deci, subiectul numărul 1 este fotbalul, campionatul european de fotbal din Germania, unde sunt multe pasiuni, probabil că trăiți cu toții acest campionat european la care participă și România după o pauză mai lungă. Iată, am început foarte bine, am bătut pe ucrainieni, un rezultat surpriză, un rezultat care ne-a pus într-o poziție foarte favorabilă în ceea ce privește posibilitatea de a ne califica în optimi. Din păcate, după victoria cu Ucraina, foarte mult comentată și nu atât surpriză prin prisma victoriei, ci prin prisma scorului, categoric de 3-0. Sigur, prietenii noștri ucrainieni s-au plâns de această înfrângere. Nu le-a venit să creadă cum e posibil ca noi, un aliat strategic și prieteni extraordinari, să-i batem și să-i batem cu asemenea scor. S-au plâns foarte tare prin ziarele lor din Ucraina că i-au bătut de români, pentru că ei ne iubesc foarte mult și ne răsfață, așa ne zic ei. Noi pentru ucraineni suntem nu din România. Noi toți românii suntem. Asta știu de la un partener de afaceri pe care l-am avut în urmă cu vreo 20 de ani, care ne spunea că ei, ucrainienii, așa ne consideră pe noi, poporul român, un popor de nu contează, nu contează asta, ei ne simpatizează totuși, așa cum suntem, ne simpatizează când le dăm de toate, când le facem cadouri, când îi ajutăm, când ne sacrificăm pe noi pentru interesele lor, când le dăm miliarde, le donăm miliarde, când ne distrugem portul, ne distrugem șoselele, infrastructura, când le dăm ajutoare ucrainienilor fugiți la noi în țară mai mari decât le dăm bătrânilor și copiilor noștri, când le dăm patrioturi, când le pregătim militarii, când le plătim școlarizarea pe F-16, atunci suntem niște cum se cade. Când însă îi batem la europene cu 3-0, devenim niște nesuferiți. Pentru că noi nu înțelegem cum trebuie să te porți cu niște vecini care sunt niște übermenschen față de noi, românii, care suntem niște untermenschen. Ei bine, dragii mei, suferință mare, bucurie mare pentru unii români, pentru că foarte mulți români am înțeles că au fost foarte supărați că n-am lăsat Ucraina să învingă, pentru că așa ar fi trebuit să facem, după părerea unora. Trebuia să ne lăsăm bătuți, nu? E păcat. La cât am ridicat noi fustița până acum la ucraineni, ce ar fi fost să mai ridicăm încă o dată fustița? Ei bine, a urmat meciul al doilea, care ne-a dus cu picioarele pe pământ, care ne-a arătat care este valoarea noastră, de fapt, și în mod real. Pentru că acum, să fim sinceri, vă spun părerea mea de fost fotbalist profesionist, adică mă pricep un pic la fotbal. Dacă mai jucăm de 10 ori cu Ucraina, nu mai câștigăm niciodată. Eventual mai reușim să scoatem o dată sau de două ori un meci egal cu ei. A fost, cum să vă spun eu, un miracol cum se mai întâmplă. Se mai întâmplă, mi-aduc aminte odată, am bătut Germania la București cu 5-0 parcă, într-un meci amical. S-au mai întâmplat minuni, se întâmplă și în tenis și în fotbal. Rar, dar se întâmplă. Acest rezultat de 3-0 a făcut parte din sfera miracolelor, a minunilor, și am fost readuși cu picioarele pe pământ, că deja începuseră românii să vorbească
cu cine jucăm în semifinală, cu cine am putea juca finala, știți, în stilul nostru tradițional românesc, latin, suntem foarte exuberanți. Pentru noi o victorie înseamnă după aceea că suntem stăpânii planetei, dar ne-a dus cu picioarele pe pământ. Apoi meciul cu Belgia, o echipă cu adevărat puternică, o echipă de care am scăpat onorabil cu doar 2-0, am scăpat cu rezultatul acesta pentru că am avut noroc de un portar într-o zi foarte bună și cred că putem să fim mulțumiți că am pierdut doar cu 2-0. Echipa noastră are limitele ei, este o echipă slăbuță, ca să fim sinceri. Sigur că noi suntem români, noi cântăm imnul foarte frumos, noi suntem patrioți, suntem toate cele, dar trebuie să fim totuși obiectivi. Echipa asta este o echipă slăbuță. Nu este o echipă care să poată emite pretenții în fața unor echipe precum Spania, Germania, Belgia, Olanda, Franța, Italia și așa mai departe. Noi suntem acolo unde să ne batem cu Albania, cu Georgia, cu Slovacia, să vedem ce facem cu Slovacia, pentru că urmează meciul decisiv cu Slovacia. Calculele hârtiei arată că dacă facem meci egal cu slovacii, ne calificăm și noi și slovacii. Dacă pierdem noi sau dacă pierd slovacii, cel ce a pierdut pierde calificarea. Bunul simț spune că ar trebui să se meargă la o înțelegere mai mult sau mai puțin mutuală, adică ar trebui să fim cu adevărat la cap, să încercăm să-i batem noi pe ei sau să încerce ei să atace și să ne bată pe noi. Văd că am o doamnă, Loreta Gianu, care bate câmpii de foarte mult timp în emisiunile mele și m-aș bucura să o blochez chiar acum. În timp ce sunt în emisiune, mare plăcere mi-ar face pe asta de Loreta Gianu să o blochez în timp ce sunt în emisiune. Iată că am blocat-o. Deci, dragii mei, să vă spun sincer, nu știu ce ar putea face, doar ca meciul acesta România-Slovacia să nu se încheie la egalitate. Au mai fost multe cazuri în fotbal cu astfel de situații în care un rezultat de egalitate ar fi mulțumit ambele echipe și ar fi dus la calificarea amândurora. N-ar fi niciun fel de minune, n-ar fi niciun fel de surpriză. E chiar de bun simț ca nicio echipă să nu riște, să nu se descopere în apărare, să nu atace nebunește încercând să dea gol și să primească gol pe contraatac. Deci, eu cred că legile bunului simț ar zice că cele două echipe să se conserve, să nu se accidenteze, să nu se obosească prea tare, să nu ia cartonașe galbene, să joace așa la pace și să dea un 0-0 care să facă fericiți pe toți și care să ducă la o calificare în optimi, fără accidentări, fără cartonașe, fără probleme, astfel încât șansele în optim să fie maximizate. Acum, sigur că da, apare o altă situație. Mi-aduc aminte că s-a mai întâmplat o dată ca România să fie într-o astfel de situație. Dar apare o altă problemă acum. S-ar putea ca una dintre celelalte două echipe, sau celelalte ambele două echipe, adică Belgia și Ucraina, să fie interesate, să stimuleze una din echipele care joacă meciul acesta, Slovacia-România, să le stimuleze la victorie cu sume foarte mari și atunci să nu poată fi posibil rezultatul de egalitate. Vă dau un exemplu. De exemplu, dacă un samsar, un impresar de jucător vine la echipa Slovaciei, de exemplu, și promite tuturor jucătorilor slovaci câte 100 de mii de euro în caz de victorie, ceea ce nu este o sumă, nu? 100 de mii ori, hai să zic, ori 15 jucători,
1.500.000 de euro e nimic la banii ucrainienilor, la câte miliarde primesc ei cadou. Sigur că sunt fonduri nenumărate acolo, dispoziția ucrainienilor și mai ales bani. Ei bine, vă dați seama că jucătorul slovac în clipa în care aude că dacă va câștiga meciul primește 100.000 de euro, nu mai acceptă să o dea la pace și face tot posibilul să câștige. Îți zice, în cel mai rău caz, scoatem un egal și nu iau banii, dar ne calificăm. Dar dacă câștigăm, ne și calificăm, iau și 100.000 de euro. Deci, ăsta este motivul pentru care cred că s-ar putea să avem o surpriză și meciul să nu fie la pace între România și Slovacia. Dar, indiferent de ce va fi, noi românii trebuie să sperăm, trebuie să ținem cu echipa noastră, așa cum sunt, bun, răi, sunt ai noștri și trebuie să-i susținem, trebuie să sperăm că vom câștiga. Sau măcar să facem un egal și să ne calificăm de pe locul 2 în această situație. Dragii mei, este din păcate singura bucurie pe care o mai avem noi românii. Această bucurie a fotbalului, această victorie împotriva Ucrainei, pentru că dacă la fotbal i-am bătut pe ucraineni, în rest la toate cele ne bat ei de ne găsesc, dragii mei, și cel mai grav lucru, cea mai grea înfrângere pe care am suferit-o noi, România, în fața Ucrainei, a avut loc săptămâna trecută, când Consiliul Suprem de Apărare al Țării, în frunte cu președintele, nu al nostru, președintele numit în România și președintele ucrainienilor, Klaus Iohannis, pentru că el este președintele ucrainienilor, nu a românilor, au hotărât, el împreună cu din jurul lui din CSAT, au hotărât că România trebuie să facă cadou, care a costat 1 miliard de euro. Noi, românii, am plătit pentru acel sistem Patriot, antirachetă, 1 miliard de euro. Acum, întrebarea e următoarea. De ce toată lumea, inclusiv americanoizii, vând arme Ucrainei, vând, atenție, Ucraina se împrumută de la FMI, se împrumută de unde știe, sau ia arme de la americanoizi pe credit. Pe bani. Urmează să dea înapoi banii. Mai mult, americanoizii le vând arme ucrainienilor la prețuri de 5-6 ori supraevaluate. E bine, nu e nicio problemă asta pentru Klaus Iohannis. Toți fac afaceri prospere, inclusiv bogații de americanoizi, fac afaceri prospere cu, toți fac afaceri prospere cu ucrainenii, numai noi românii le dăm pe gratis. Noi românii le-am dat pe gratis sistemul Patriot. Acum, unii plâng că le-am dat pe gratis sistemul Patriot, pentru că, vezi, Doamne, nu rămânem fără apărare antirachetă. Bă, fraților, asta este cea mai mică problemă. Deci, pentru chestia asta n-are rost să ne consumăm, că rămânem fără apărare, pentru că, oricum, Patriot-urile astea nu valorau nici 50 de bani. Nu erau bune la nimic și, oricum, știm foarte bine că le-au trimis americanoizii în Ucraina și au rezistat maxim 2-3 săptămâni până când le-au prins slăbiciunea rușii. În clipa în care rușii le-au prins slăbiciunea, le-au distrus și au făcut prăpădă apoi rușii în Ucraina. Deci deja rușii știu cum să le vină de hack acestor Patriot și ele nu mai au absolut nicio importanță, nicio utilitate din punct de vedere militar. Deci noi românii n-am pierdut nimic din punct de vedere militar. Am pierdut, în schimb, din punct de vedere financiar, pentru că noi am dat banii în avans pe 4
astfel de sisteme Patriot, în total 4 miliarde de dolari, și după ce noi le-am plătit, atenție, n-am primit decât două, unul din cele două îl facem cadou Ucrainei. Noi nu vindem ca americanoizi, că noi suntem bogați. Noi le-am făcut cadou, că așa a vrut Claunus, președintele ucrainenilor. Băi, fraților, mie mi se pare că ducem deja mult prea departe asta cu cadourile pentru ucraineni. Adică, noi, România, facem cadou ucrainenilor utilizarea portului Constanța. Facem cadou utilizarea autostrăzilor. Le ajutăm emigranții care au venit în România cu sume uriașe de bani. Noi înțeleg că le școlarizăm, fiți atenți, altă chestie incredibilă. Noi, România, le școlarizăm ucrainienilor piloții pentru avioane F-16 pe cheltuiala noastră. Cum? Noi, România, plătim americanilor specialiști americani care să învețe pe ucraineni să folosească avioanele F-16, le dăm 6,5 milioane dolari americanilor ca să învețe pe ucraineni să conducă F-16. Băi, dragilor, eu nu înțeleg. De ce nu-i ajută americanii, specialiștii americani, pe ucraineni învățându-i pe gratis să le piloteze? De ce trebuie noi, România, să plătim specialiștii americani cu 6,5 milioane dolari per pilot? E noaptea minții, dar de ce nu plătesc ungurii americanilor 6,5 milioane de dolari per pilot instruit? De ce nu plătesc polonezii? De ce nu plătesc finlandezii? Nu, tata, așa au hotărât americanoizii. Trebuie să se învețe cu avioanele F-16, dragii de ucrainieni, trebuie să se învețe cu ele, să le conducă în România, și pe banii noștri ai românilor. Din nou cadou. Păi gândiți-vă, 6,5 milioane. Ori 300 de piloți, 350 cum se vorbește. Păi asta înseamnă vreo 2 miliarde de dolari, bă, fraților. 2 miliarde de dolari pe care noi trebuie să-i plătim americanoizilor, atenție, ca să învețe pe ucrainieni să piloteze F-16. Băi, oameni buni, e de noaptea minții. Mie nu-mi vine să cred. Cum se pot lua astfel de decizii de către conducerea României? Pur și simplu luând bani de la noi și făcându-i cadou nici măcar Ucrainei, ci Statelor Unite. Deci, bă, tată, asta fac conducătorii noștri ai României. Și când am văzut chestiile astea, am zis, bă, hai un pic să văd cu Constituția, cum bate cu Constituția României o astfel de chestie. M-am interesat un pic cu Constituția. Fiți atenți, dragii mei. Constituția definește trădarea de țară în felul următor. Fiți atenți. Articolul 394 din Constituția României. Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului prin provocare de război contra țării sau de înlesnirea ocupației militare străine, subminarea economică, politică sau capacității de apărare a statului. Fiți atenți. Punctul B. Fiți atenți. Deci subminarea economică, adică să pierdem miliarde. Politică, suntem subordonați intereselor Ucrainei. Sau a capacității de apărare a statului.
În clipa în care tu ai dat sistemul la Patriot, care a fost cumpărat cu motivația că va reprezenta un punct fort în apărarea statului, iar tu renunți la el, pe asta înseamnă că ai subminat capacitatea de apărare a statului. Este mai mult decât evident că acest punct B este ca lumina zilei, fraților, că se încadrează conform Constituției la trădare de țară. Ce? Aservirea față de o putere sau organizație străină. Păi noi suntem aserviți total Ucrainei și Statelor Unite. Noi executăm ordinele lor din cauza lui Klaus Iohannis. De ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru desfășurarea unei activități ostile împotriva securității naționale. Atenție, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Băi, fraților, eu, citind chestia asta, văzând ce a făcut Claunus cu CSAOT-ul lui, am zis, bă, tată, n-am decât un lucru de făcut. Ajung în România și luni, mâine, vorbesc cu avocatul meu și depunem plângere penală pentru trădare de țară. Bă, fraților, chiar asta îmi propusesem să fac. Mâine? Și din păcate mi-a luat-o înainte altcineva. Am înțeles de la domnul Mihai Lasca, mi-a scris. Am văzut și postarea că deja a început el demersul acesta. Până-le. Din păcate, nu mai pot să fac eu această inițiativă, dar voi sprijini efortul domnului Mihai Lasca și a partidului său, un partid suveranist, un partid patriotic, PPR parcă se numește, cred că este mai mult decât evident că trebuie să facem ceva să oprim trădarea de țară în această țară, băi, fraților. Este incredibil ce se întâmplă, modul în care suntem bagiocoriți ca popor de către conducătorii noștri. Aflăm astăzi că Claunus, speriat, dându-și seama că se încadrează mai mult decât evident, 100%, fără niciun dubiu, la trădare de țară, a trimis-o pe aia de ministru de externe, a trimis-o repede la Washington să se roage de americanoizi să le dea o soluție de ieșire din rahat. La care, singurul lucru pe care l-a putut obține doamna ministru de externe a fost o promisiune de la Anthony Blinken că o să vedem noi altceva în schimb într-o bună zi. Fiți atenți, asta după ce, acum 3 zile, Anthony Blinken a anunțat oficial că timp de 18 luni, orice livrare de armament, orice comandă de armament, orice contract de vânzări de armament în vigoare, se suspendă vreme de 18 luni și orice produce Statele Unite în următoarele 18 luni nu se va duce decât pentru Ucraina. Păi bă, fraților, ce poate să mai obțină Claunus în locul sistemului Patriot? Nimic, pentru că 18 luni au anunțat americanii. Este închis cruce la orice livrare de armament în orice altă țară, în afară de Ucraina. Deci, practic, România a rămas în fundul gol. Nu mai avem nici măcar sistemul ăsta prăpădit de Patriot. În cazul în care, de exemplu, se enervează acum Putin, se enervează rușii pe România că ajută Ucraina cu sistemul ăsta Patriot și încep să trimite Iskandere și kinjaluri la
București, la Craiova, la Deveselu, la Cluj, noi efectiv nu avem nici cu ce să ne apărăm. Efectiv nu avem nimic ca să ne apărăm împotriva acestor rachete rusești. Suntem pur și simplu pradă, fără niciun fel de salvare. Nu știu cum a putut să-și permită Klaus așa ceva, mai ales după ce ministrul apărării din România avertizase în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, când s-a întors Klaus de la Washington cu ordin de la Biden să dăm Patriot-ul, avertizase că România nu este în situația în care să poată renunța la vreun sistem Patriot. Pentru că România rămâne fără apărare. Ei bine, dragii mei, am ajuns în situația în care Klaus nu a ținut cont nici de ceea ce a spus ministrul apărării naționale din România, nu a ținut cont nici de interesele României, nu a ținut cont nici de faptul că noi am plătit o grămadă de bani pentru acest sistem Patriot și, în consecință, noi, românii, pierdem bani pe bandă rulantă. Pe lângă faptul că pierdem bani pe bandă rulantă, am devenit și oficial dușmanii Rusiei, am devenit și oficial prin această livrare de armament, am devenit implicați în război. Suntem la un centimetru de a fi în război cu Rusia. Acum zici, bă, normal, ce puteai să te aștepți de la germanul Klaus? Ce puteai să te aștepți de la un german decât altceva, decât să ia măsuri împotriva României și să ia măsuri favorabile regimului banderist de la Kiev? Bun, hai să zici că de la Klaus nu te puteai aștepta la mare lucru și nu puteai să ai mari așteptări. Dar, bă, fraților, surpriza cea mare vine abia acum. Cine credeți că mai este de acord cu sprijinul pentru Ucraina? Cine credeți că mai este un mare fan al Ucrainei și susținător al Ucrainei și a războiului din Ucraina? Surpriză! Naționalistul, patriotul, suveranistul George Simion, fraților. Georgica Simion al nostru, e bine, aflați că a declarat scris la Parlamentul European că ei, Partidul Aur, susțin Ucraina și războiul pentru că așa este mai bine pentru România și pentru Europa. Păi, eu când am auzit chestia asta, am zis, bă, nu se poate. E imposibil. Cum să susții tu Ucraina, Ucraina la care urlai tu că ne-a luat Bucovina și ne-a luat Bugeacu și ne-a făcut și ne-a drez, tu care erai mare adversar al Ucrainei care ne chinuie românii din Bucovina de Nord, tu care erai gură mare că România nu trebuie să se implice în acest război. Ei bine, dragii mei, Georgica al nostru, după ce a fost în mai multe vizite la Washington, după ce a fost și la Tel Aviv, după ce a fost și la Roma și a pupat mâna papei, după ce a fost și s-a pupat și cu aia de Meloni, ce credeți, bă, fraților? A luat Georgica al nostru și a devenit mare pro-ucrainian. Din anti-ucrainian a devenit pro-ucrainian. Și acum, dragii mei, Georgica al nostru, mare naționalist și suveranist, nu mai este doar mare pro-israelian. Știm cu toții că este pro-israelian, n-a ascuns-o niciodată, chiar a propus să fie încetățeniți 800.000
de israelieni să li se dea cetățenia română, dar, atenție, el este nu doar pro-israelian, este și pro-american. Știm foarte bine că e mare susținător al NATO, că e mare susținător al apartenenței României la NATO. E iată că acum este și mare pro-ucrainean. Și acum înțelegem de unde prietenia extraordinară și de ce domnul Cristian Terheș, mare pro-american, pro-israelian și pro-ucrainean, este numărul unu pe lista AUR la europarlamentare. Acum s-au lămurit toate. Acum am înțeles cu toții ce hram poartă acest AUR, această conducere, Terheș, Simion, la vârful AUR. Acum, dragii mei, cred că nu mai este nicio îndoială pentru nimeni faptul că acest AUR slujește interesele globaliștilor, interesele americanoide. Nu mai este nicio îndoială că acest AUR nu este altceva decât un instrument de control al acelui eșantion de români patrioți, suveraniști, dar este o opoziție naționalistă patriotică controlată. Este un mod în care patrioții din România au fost aduși la un loc și sunt trimiși pe un drum lăturalnic, care nu are nicio legătură cu suveranismul, cu patriotismul, ci doar cu slujirea intereselor americanoide și israeliene în România. Acum, dragii mei, vă spun sincer, mi se face pielea găinii când mă gândesc că era cât paci să mă duc și să votez la europarlamentare cu ăștia. Vă dați seama, dacă eu mă duceam și votam cu ăștia la europarlamentare și acum aflam că ei susțin Ucraina și războiul din Ucraina, păi trebuia să mă schimbă, fraților. Ce imensă era să fac. Noroc că mi-a dat de gândi prezența lui Terheș pe prima poziție. Băi, fraților, se pare că avem parte numai de și Simion, pe care toți îl speram și îl așteptam să fie salvatore de la patria, să fie marele suveranist și să ne scoată din ghearele americanoide, iată, se dovedește că și el este pe aceeași felie cu Claunus Iohannis și că fac același joc murdar împreună cu Ciucă, cu Ciolacu, cu Iohannis, cu Drulă, cu Barna, cu Rareș Bogdan, cu Tomac și cu toți ceilalți care au dus la pierzane această țară. Acum, sincer să vă spun, singura persoană care a mai rămas în țara asta și care încă nu a trădat și care încă nu dansează pe altă, care nu dansează pe melodia, a rămas Diana Șoșoacă. Acum, sigur, eu sunt un analist corect, trebuie să spun adevărul. Băi, fraților, Diana a rămas ultima și singura care nu s-a lăsat cumpărată de ei. Încă. Am înțeles că Diana Șoșoacă va intra în Parlamentul European, în grup parlamentar împreună cu AfD-ul din Germania. Este o veste bună și asta. Și asta îmi arată că Diana s-ar putea să fie singura persoană publică politică din România care joacă cinstit pentru români. Dar asta nu înseamnă că pot să trec cu vederea greșelile ei majore
Nu o să mai revin la ele, că le-am spus și cred că sunt evidente pentru toată lumea că ea nu este în niciun caz ceea ce are nevoie România, adică un factor de unitate și de grupare a forțelor patriotice. Ea nu unește, ci dezbină. Ea, prin stilul ei, prin individualismul ei, prin egoismul ei, prin cultul personalității de care suferă, prin asta excesivă, nu face decât să aducă prejudicii, să decredibilizeze mișcarea patriotică naționalistă, suveranistă din România. Dar, spre deosebire de ceilalți, ea măcar este sinceră, deocamdată, sinceră pentru interesele României și ale românilor. Vedeți voi, dragii mei, dacă Diana ar fi fost și un om care să unească forțele patriotice, dacă ar fi avut și diplomație și înțelepciune, dacă ar fi știut să strângă în ei, în jurul ei, toți oamenii de valoare, probabil că s-ar fi creat în România o mare forță patriotică care să absorbă peste 40% din voturile românilor. Probabil că ar fi fost foarte ușor ca aurul să fie dus, mai ales acum când toți s-au lămurit, să fie dus aurul la sub 5% și SOS-ul să devină într-adevăr un partid de 30-40%. Dar, din păcate, și pentru mine e un mare semn de întrebare, Diana cântă bine, da, din guriță dă bine, când e vorba de principii care sunt identice cu ale mele, în tot ceea ce spune, eu sunt de aceeași părere, numai felul în care le spune este diferit, și faptul că a alungat din jurul ei toți oamenii de valoare, toți sunt trădători pentru ea, toți care ar fi putut să-i umbrească ei gloria, toți cei care ar fi putut să fie un pericol pentru imaginea ei și care să-i umbrească ei gloria în fața poporului, toți au fost alungați și ștampilați, etichetați drept trădători. Știți bine că și eu am fost ștampilat, că sunt trădător, că sunt aurist, că sunt cu Simion și că m-am vândut lui Simion și lui Terheș. Ați văzut cu toții, cred că nu mai e nicio îndoială pentru nimeni, cât de trădător am fost eu și cât de vândut am fost lui Terheș și lui Simion. N-am intrat nici în aur, n-am susținut niciodată pe Terheș. Este evident pentru toată lumea că a fost o invenție și a fost o minciună. La fel cum a fost o minciună și că Rapcea-i trădător, și că Bogdan Vasile-i trădător, și că... mă rog, deci toți au fost alungați din jur. Și Medeleanu, și Manole, și Marius Tudor, și... Băi, fraților, nu mai există nimeni lângă ea în afară de Luis Lazarus. Care Luis Lazarus, sigur că da, a rămas lângă ea pentru că, nu, avea tot interesul, să spunem, pe aia dreaptă și el nu cred că ar putea să nu recunoască, avea tot interesul ca să ajungă în Parlamentul European și să-și asigure o bătrânețe liniștită. Dar în afară de el, care a fost mânat de un interes major, și care a știut să îi cânte în strună. Bă, fraților, nimeni n-are loc lângă ea. De ce? Pentru că e frică că i-ar umbri imaginea în vreun fel, că i-ar putea lua din strălucire. Și din cauza acestui, asta aici e vorba de caracter, de fire. Eu refuz să cred că ea face acest joc de dezbinare și de decredibilizare a patriotismului românesc, face pentru că ar fi vândută sistemului. Eu nu cred așa ceva. Eu vă spun, eu cred că ea este robul firii ei, foarte, caracterului ei, foarte discutabil, ca să folosesc un cuvânt diplomatic. Deci, ce să vă zic, băi, oameni buni? Până la urmă, noi
românii parcă suntem blestemați. Suntem blestemați să nu avem posibilitatea de a ne uni forțele și de a ne salva țara în ultima clipă. Din cauza asta știți bine că am și anunțat că o să candidez la prezidențiale. Sigur că să am eu vreo șansă ca să pot eu să ajung președinte, ar trebui să se întâmple un miracol la fel de mare ca victoria României împotriva Ucrainei cu 3-0. Dar am văzut că se întâmplă miracole. Încercăm să încropim acum o forță politică în ceasul al 12-lea, care să ofere românilor o alternativă la acest patriotism de mahala și de circ al AUR și SOS, să oferim o a treia cale a patriotismului, un patriotism luminat, un patriotism serios, un patriotism de calitate care să unească, nu să dezbine. Sigur că mă întreabă Balu, de ce nu vorbesc de Ciolacu și de Simion? Păi până acum am vorbit de Simion și de Ciucă și Ciolacu. Ce să vă mai spun mai mult? Dacă eu n-am vorbit de Vulpone, nu știu cine a vorbit. Deci, eu fac o analiză. Asta este o analiză politică, dragii mei. Asta nu este aici, eu nu sunt aici pentru a lăuda pe cineva sau pentru a demola pe cineva. Eu fac o analiză politică, obiectivă. Spun și ce-i bine și ce-i rău. Am zis de toți că e rău, și de Ciucă, și de Ciolacu, și de Simeon, și de Claus, că sunt niște... Și am spus că Diana este singura care vorbește corect și bine în interesul românilor. Dar că are și ea niște lipsuri care o fac să stea la 5% și care, din păcate, nu lasă să devină AUR și ea o forță politică în România. Acum știu că voi vreți numai să fie pupată în Dianuța voastră. Știu că voi sunteți de lingușală. Știu că voi vreți să i se cânte ode cum i se cântea lui Ceaușescu și lui Elena Ceaușescu. Știu că sunteți pupini de prin ADN. Dar eu nu sunt. Eu sunt un tip obiectiv. Spun ce-i bine și ce-i rău. Nu mă mai buliți la melodie că, vezi, Doamne, am spus ceva rău de Diana. Eu n-am nimic personal cu Diana. Nu e nici răzbunare, nici nimic. Și atunci când a greșit că a făcut listele, lista de europarlamentare, total greșit, aveam dreptate și nu era nicio răzbunare. Și a spus-o, și o să vedeți și în comunicatul GPR-ului, care-i semnat de toți ăștia care au făcut parte din sfatul înțelepților, scrie clar în comunicatul GPR-ului care apare mâine. Toată lumea și-a dat seama că femeia asta dezbină în loc să unească. Toată lumea și-a dat seama că vorbește bine, dar când e să facă, face rău. Ce vreți? Să facem toți cultul personalității lui Diana Șoșoacă acum? Bun. Dragii mei, astăzi s-a întâmplat un lucru foarte, foarte periculos. Ucrainenii au atacat o plajă din Rusia, mai exact din Crimea, care face parte din Rusia, cu rachete americane, atac MS, și-au atacat civili, numai civili. Vreo 150 de răniți și deja 5 și câțiva răniți foarte grav. Atenție! Niciun obiectiv militar acolo. Pur și simplu bombe din alea cu dispersie care sunt făcute să cât mai mulți oameni, nu să distrugă obiective militare, lansat deasupra unei plaje pline de oameni, de copii și femei. E bine, rușii au anunțat imediat că e gravă de tot situația. De ce? Pentru că racheta americană nu poate fi
comandată și controlată de către americani cu ajutorul sateliților americani. Un astfel de atac nu avea cum să poată fi făcut de ucrainieni, ci doar de americani. Deci, practic, spun americanii, Rusia a fost atacată astăzi, în urmă cu câteva ore, de către armata americană. Ministerul rus al apărării a acuzat acum o oră Statele Unite că poartă responsabilitatea pentru atacul mortal ucrainean din Crimea, deoarece acesta a fost efectuat cu ajutorul rachetelor ATACMS furnizate de Washington Kievului. Numărul morților de 5 va mai crește pentru că sunt foarte mulți răniți grav. Putin a luat deja contact cu armata, de am și întârziat în emisiune, pentru că lucrurile erau în desfășurare și deja reprezentanți ai diplomației rusești au spus că acest atac american asupra Rusiei nu va rămâne fără repercursiuni și Rusia va riposta. Știți ce înseamnă că Rusia va riposta la atacul american? Înseamnă că rușii vor bombarda un obiectiv civil american. Acum, sigur că da, mie îmi vine greu să cred că se va întâmpla așa ceva. De ce? Pentru că s-au mai întâmplat atentate fabricate de americani împotriva Rusiei. Asta nu este primul. Nu uitați că a fost Dugina, nu uitați că a fost ziaristul ăla rus la St. Petersburg, nu uitați atacul americanoid împotriva intereselor economice ale Rusiei prin distrugerea conductelor Nord Stream, nu uitați atacul asupra molului de la Moscova, așa zis, bine, făcut prin interveniu unor de la ISIS, unor de americanilor din ISIS, care a dus la pierderi de peste 150 de civili ruși. Deci ăsta nu este primul atentat împotriva civililor orchestrat de americanoizi. Dar rușii nu au ripostat până acum direct împotriva americanoizilor, pentru că știau că toate astea sunt provocări și nu vreau eu să se transforme războiul din Ucraina într-un război mondial, pentru că ar fi dat apă la moară și pentru că știau că asta și urmăresc americanoizii. Americanoizii caută cu lumânarea să provoace Rusia să înceapă războiul mondial. Unde? În Europa. Adică între toată Europa și Rusia. Să se bată ăștia între ei și când doi se bat, al treilea să vină să câștige, americanoizii. E bine, până acum rușii au rezistat tentației de a răspunde acestor provocări. Acum, declarațiile sunt că s-a pus capac, că e bomboana de pe tort, acest ultim atac împotriva Sevastopolului și vor riposta. Acum, s-ar putea să fie o declarație făcută la cald și la nervi. Și eu sper că nu se va întâmpla acest lucru și vor da rușii în continuare dovadă de înțelepciune și se vor abține. Pentru că asta vor americanoizii. Vor o astfel de reacție rusească care să ducă la izbucnirea celui de-al treilea război mondial și la noastră din slave de aici, din zona asta a lumii. Este foarte grav ce se întâmplă. Suntem la un milimetru de izbucnirea celui de-al treilea război mondial. Problema cea mai mare pentru noi români este că vom fi folosiți drept carne de tun. Problema este că în România avem baze militare americane care și NATO, care sunt o prioritate pentru bombele atomice rusești. Băi, fraților, cel mai mare pericol pentru Rusia, obiectivele militare care sunt primele ce trebuie distruse, sunt bazele NATO din România și Polonia.
Păi bă, fraților, în momentul în care a început al treilea război mondial, în momentul în care și-au declarat război, este evident ce vor ataca, ce obiective sunt prioritare pentru ruși. Este clar că în maxim 2-3 zile, maxim 2-3 zile de la declararea războiului, România și Polonia vor suferi un atac masiv care să distrugă toate obiectivele militare din aceste țări, din România și Polonia. Deci, sigur că noi românii nu avem nicio vină că e înțesată România de baze militare NATO. Că avem scutul de la de veselul aici care nu ne folosește nouă la nimic și folosește doar americanoizilor ca să poată să atace Rusia. Sigur că nu avem noi nicio vină că pe teritoriul nostru sunt mii de soldați francezi și americani pregătiți să atace Rusia, dar din păcate vom fi victime, dragii mei. Nu avem cum să evităm așa ceva. În clipa în care a început al treilea război mondial, trebuie să ne așteptăm la ce este mai rău. Trebuie să vă cu toți, nu numai eu, nu numai prietenii mei, toți cei ce vă uitați la această emisiune. Eu v-am mai spus că situația este foarte gravă, foarte periculoasă și că e bine să aveți în casă, în cămară, niște chestii pregătite pentru situații de urgență. Adică să aveți, să zic eu, 100 de litri de apă potabilă în bidoane din alea sigilate. E bine să aveți în casă niște conserve, să aveți niște paste făinoase care n-au termen de garanție, nu expiră niciodată. E bine să aveți în cămară niște ulei, să aveți în cămară niște făină, să aveți în cămară niște mălai. Este foarte, sigur că o să ziceți că sunt panicar, dar situația este atât de gravă și nu ne costă pe noi ăștia care formăm această comunitate mică aici pe Facebook de prieteni ai mei, cât costă să iei niște bidoane de apă, niște conserve, niște paste? E 2 lei, 2-3 lei o pungă de paste. E cât costă un kilogram de mălai? Mai nimic. Și dacă le ai pe toate astea, sigur că nu folosește nimic dacă scade bomba atomică în oraș. Dar, atenție, bombele atomice nu vor cădea în oraș. Nimeni nu este să încerce să distrugă cu o bombă atomică Craiova. De ce? Pentru că o bombă atomică costă foarte mult. Și distrugând un oraș care nu spune nimic din punct de vedere militar, este o pierdere să consumi acea bombă. Pe niște civili care nu-ți fac niciun rău, nu te atacă cu nimic, nu te deranjează cu nimic. Deci, o astfel de bombă atomică asupra unui oraș din România este foarte puțin, probabil mai puțin Bucureștiul. Pentru că Bucureștiul este punct de comandă NATO, în orașul București este punctul de comandă NATO. Așa v-au transformat pe voi bucureștenii, v-au transformat în țintă. Și au făcut sediu de comandă al NATO la București. Și am înțeles că acolo a dat o bombă atomică ca să distrugi sediul, centrul de comandă NATO. Dar nu vom avea parte cu siguranță de bombe atomice risipite pe Arad, pe Brașov, pe Sibiu, pe Bacău și așa mai departe. Dar o bombă atomică care a căzut la Cincu emite niște radiații care ne vor obliga pe noi cei de la 100 de kilometri, de exemplu, de Cincu la Brașov, să nu putem ieși din casă vreo lună de zile. Să ne baricadăm. Pentru că afară radiațiile sunt foarte puternice. Dacă ești într-un beci, într-un bunker, între niște ziduri, ești mult mai puțin expus radiației. Și
ca să poți să stai într-un bunker, într-un beci, între niște ziduri, trebuie să ai ce să mănânci, trebuie să poți să supraviețuiești până când se risipesc radiațiile alea, scade nivelul de pericol foarte mare. Deci de-aia vă spun, dragii mei, sacrificați 200 de lei, 300 de lei și luați-vă minimul necesar ca să puteți trăi o lună de zile fără să ieșiți din casă. Mai ales că vă dați seama, în cazul în care începe războiul, se taie tot și aprovizionarea magazinelor și nimeni nu se mai duce la servici să vă dea vouă din, să vă ia banii și să deschidă magazinul ca să vă cumpărați voi mâncare. Deci, pericolul este atât de mare de izbucnirea războiului, încât cred că este neapărat nevoie cei ce încă nu v-ați luat măsuri și nu v-ați aprovizionat pentru astfel de caz să faceți chestia asta săptămâna viitoare. Eu vă spun ca prieten. Sigur că vor fi unii care vor râde de mine, dar eu m-am obișnuit cu chestia asta în viață. De multe ori am avut parte de care au râs de mine, dar în final, vai de capul lor, chiar mi-aduc aminte, chiar un prieten de familie, care când i-am zis că să-și ia ca să poată să se salveze de a râs de mine. Bă, Laurica, bă, dar ce mă, tu ești din ăsta care crede în nu există bă, zic, există bă, da, ia-ți stai dacă te îmbolnăvesc, du-te bă de aici cu tău, e o simplă răceală, îmi iau un Nurofen și gata, ce și toți, a venit peste toți, știți, și peste mine, și peste mama care are 80 de ani, i-am dat după 5 ore nu mai avea niciun simptom, dar asta de 3 ori s-a întâmplat. Neamuri, familie, soră, toți am făcut, am luat la mine în familie și prietenii din sfera mea, niciunul nu a știut ce înseamnă mai mult de o zi, pentru că m-am dus în Egipt, mi-am adus foarte mult, le-am adus și celor apropiați mie și n-am avut probleme. Prietenul meu care râdea de mine că nu există că eu sunt, că cred în așa ceva, a făcut și el. A luat Nurofen, a luat ceaiuri, s-a tratat cum știe el, cum se trata la de obicei, că e o simplă. Și după o lună săracul. Soția lui, care zicea, bă, hai să facem cum zice Lau, că ăsta nu-i ăsta întotdeauna a făcut bine și a zis bine și de-aia a mers bine. Hai să luăm. Nu, mă, ce, ia tu dacă. Ia săraca a venit la mine și i-am dat la fel ca toți ceilalți, după o zi, două, nu mai avea nimic. El nu. El e mai deștept. E mai acum săracul de vreo 2-3 ani. Asta e. Așa pățesc deștepți. Deci, bă, fraților, ascultați-mi sfatul. Că s-ar putea să vă fie bine dacă mi-ascultați sfatul, iar de costa nu vă costă nimic. Că dacă nu vine nimic, conservele le reînnoiți. Peste o lună, intrați în ele, mâncați una, două și cumpărați altele, care să fie mereu un termen de garanție. Deci nu pierdeți nimic, că tot voi le mâncați. Mălaiul ăla, faceți mămăligă cu el peste 3 luni și cumpărați alt mălai nou. Aveți mereu un stoc. Deci, dragii mei, eu vă dau sfatul ăsta, care vreți să-l urmați, îl urmați, care vreți să râdeți de mine, râdeți de mine, nu e nicio problemă. Deci, riscul de război este uriaș. Nu numai că ne-am făcut dușman pe ruși, dar dacă începe războiul în urma provocării de astăzi, ceea ce mie, eu vă spun sincer, n-am auzit astfel de declarații din partea rușilor nici după atentatul ăla de la Molul din Moscova, nici după atentatul cu Nord Stream, n-am auzit astfel de declarații cum am auzit astăzi din partea reprezentanților Rusiei care au promis că se vor răzbuna.
pe americani, direct, deci i-a avertizat pe americani. Le-a spus, noi știm că voi sunteți la origine și ne vom răzbuna pe voi, nu pe ucraineni. Deci chestia se îngroașă rău de tot. Acum, sigur, e greu de rezistat la astfel de provocări încă 6 luni până când ajunge Trump președinte. Dacă va ajunge, părerea mea e că nu va ajunge. Dar 6 luni de zile încă este o perioadă critică pentru omenire. Pentru că ăștia de Rothschildieni care conduc lumea prin intermediul acestor păcălici măscărici de Biden și Blinken, au acest termen de 6 luni în care să declanșeze izbucnirea celui de-al treilea război mondial, astfel încât să nu se mai țină alegeri în Statele Unite și să rămână ei Rothschildienii la putere. Altfel, poporul american va încerca o schimbare. Adică va încerca să scape de și să o pună pe măsa, să-l pună pe Trump, care și el este o marionetă, dar care, din declarații cel puțin, exact cum era în declarații și George Simion, foarte mare patriot, și Trump ăsta este și el mare patriot și zice că nu o să vrea război. Dar vreau să vă spun o chestie. Același Trump spunea că se va opune Partidul Republican pe care îl conduce el, se va opune în Congres acordării de arme și de ajutor de încă 60 de miliarde Ucrainei. S-au opus vreo 2-3 luni. Și după 3 luni le-a spus, votați pentru. Deci, el, Trump se opune, dar sau după 3 luni nu s-a mai opus când l-au șantajat cu dosarele cu pușcărie. Deci, ca să știți, uite, zice Pojar Beatrice că Trump e omul lui Dumnezeu. Eu mă îndoiesc de chestia asta. Eu am îndoiel serioasă. Omul lui Dumnezeu a ordonat Soleimani, a ministrului apărării din Iran. Și odată cu el au murit încă 4 oameni nevinovați. Șoferul care avea vreo 5 copii și care n-avea nicio vină. Și omul s-a lăudat Trump. Bă, eu am dat ordin să fie ăștia. Păi cum poți să fii omul lui Dumnezeu și să ordoni una? Adică îmi scapă chestia asta cu Dumnezeu și cu Trump. Apoi, iară, nu înțeleg. Cum poți să fii împotriva ajutorului militar ca Ucraina să continue războiul? Pentru că dacă Trump era consecvent și își menținea opoziția față de votarea ajutorului militar de 60 de miliarde de dolari Ucrainei, războiul era astăzi terminat deja, dragii mei. Păi stai așa că nu înțeleg. Deci tu puteai să oprești, tu Trump, puteai să oprești războiul neacordând, că depindea de republicani. Depindea de ce spune Trump. 3 luni s-au opus, după care a zis, bă, hai să le dăm. Bă, dar de ce s-a răzgândit Trump așa brusc după 3 luni? Păi de ce? Pentru că este și el o marionetă șantajabilă, ultra-șantajabilă, după modelul Claunus. Și iată că Trump una zice și alta face. Până acum cel puțin asta a dovedit. Da. E bine, dragii mei, apropo de ce se întâmplă la noi în țară, de trădarea asta a lui Claunus și a CSAT-ului, avem un precedent foarte apropiat. Ministerul Slovac al Apărării a depus o plângere penală împotriva fostului prim-ministru Eduard Heger și a ministrului său al apărării Jaroslav Nad, pentru că aceștia au decis de capul lor donarea de avioane de luptă Ucrainei fără nici un fel de susținere legislativă sau populară. Deci, actualul ministru slovac al apărării, Igor Melicher, așa îl cheamă, a depus plângere penală pentru trădare de țară împotriva fostului prim-ministru. Pentru ce? Pentru că ăsta nu a donat Ucrainei sistem Patriot, ci a donat toate avioanele de luptă ale Slovaciei Ucrainei.
Sigur că tot la ordinul Rothschildienilor, tot la ordinul, că n-a donat ăla de capul lui. Dar este exact aceeași situație ca în România. Nu au donat sistem Patriot, ci avioane MiG-29 sau ceva de genul ăsta. Deci există un precedent. În mod normal, ar fi trebuit ca un politician important din această țară să facă acest lucru. Eu mă așteptam, vă spun sincer, mă așteptam ca imediat să iasă Diana Șoșoacă, nu pe cal, nu pe motocicletă, ci să iasă și să spună cu un limbaj civilizat, calm, fără să urle, fără să facă așa cu telefonul, să spună calm. Ceea ce a făcut clownul și CSAT-ul este trădare de țară. Uite aici articolul, cum a venit la Urică în emisiune și v-a arătat. Eu, Diana Șoșoacă, am depus plângere penală împotriva lui Klaus Iohannis și a CSAT-ului. Eram convins că va face chestia asta. Ca să aflu astăzi că n-a făcut-o ea, ce a făcut-o Mihai Lascal de la PPR. Bă, fraților, pe mine mă surprinde tare că Diana Șoșoacă nu numai că n-a depus ea plângere penală, dar nici măcar n-a zis vreun cuvânt împotrivă. Eu mă așteptam să văd la televiziuni, peste tot, când a luat ea acolo, când a vorbit ea cu Lazarus în față la Parlamentul European, așteptam să zică, băi, așa cum face ea, exuberant, în modul ei, băi, ți-am depus plângere penală. Nu, tată, nimic. Acum mă gândesc că poate n-a aflat, poate nu știe ce s-a întâmplat, dar în orice caz, ar fi avut o posibilitate, o șansă fantastică din punct de vedere politic, electoral, să-și propulseze candidatura la prezidențiale cu astfel de chestii. Adică dacă m-am gândit eu să o fac, ca să-mi fac o pătrundere extraordinară pentru candidatura la prezidențiale, bă, cum de nu s-a gândit ea? Bun, eu nu puteam să o fac, abia m-am întors ieri din străinătate. Am zis că o depun luni. Uite că alții au fost mai deștepți și mi-au luat-o înainte. Dar de ce n-a făcut măcar să anunțe că vrea să facă asta Diana la toate televiziunile? Că vă dați seama, ar fi fost bombă, toate televiziunile ar fi urlat. Diana Șoșoacă, plângere penală pentru trădare împotriva lui Klaus Iohannis. Vă dați seama ce tun, ce lansare pentru alegerile prezidențiale. Din nou vă spun, dacă eu eram consilierul ei săptămâna trecută, imediat o sunam și îi spuneam, în secunda 2 în care am citit știrea, îi spuneam, ieși pe televiziune, ieși în declarații publice că îi faci plângere penală. Din păcate, pentru că asta este strategia în politică. Așa se face politica. Dar, din păcate, pe ea n-a dus-o capul, desfătuit cu siguranță, n-a avut cine să o sfătuiască pentru că nu mai are niciun sfătuitor pe lângă ea. Bine, e prietenul ei, e Luis, dar na, Luis nu se pricepe probabil la chestiile astea. Luis are alte calități, dar nu de genul acesta. Și uite cum pierde o acțiune electorală care ar fi putut să o propulseze direct în fruntea candidaților la prezidențiale. Păcat. Da. O altă veste ne spune că Ucraina, dragii mei, intenționează să folosească bazele aeriene din România drept puncte de sprijin pentru avioanele F-16. A declarat asta expertul britanic Alexander Mercuris pe canalul Duran de pe YouTube. Deci, bă, fraților, fiți atenți. Ucraina, pentru că, știți că v-am mai spus eu chestia asta, chiar am spus-o acum, ori săptămâna trecută, ori acum două săptămâni, că ei o să primească F-16 astea. Piloții o să fie antrenați de români pe banii noștri. Dar problema este că ei nu mai au aeroporturi, piste de pe care să plece cu F-16 în Ucraina. Pentru că au fost distruse toate de rachetele rusești. Că rușii ce au făcut? De când au aflat că o să primească ucrainienii F-16 și până acum au distrus
tot ceea ce putea fi folosit ca pistă de decolare pentru F-16 în Ucraina. Că nu e greu să o faci. O pistă de avioane se vede din satelit și e foarte ușor să o fixezi cu GPS-ul și să trimiți o rachetă peste pista aia și să se aleagă praful. Plus că F-16 au nevoie de niște piste foarte performante și sunt niște condiții speciale. Nu poți să pui un F-16 să decoleze de pe șosea. E, dragii mei, vă spuneam acum o săptămână sau două că o să folosească România ca locuri de unde să plece F-16, pentru că ei nu mai au piste de decolare în Ucraina pentru F-16. Și iată că nu trece o săptămână și deja suntem anunțați că Ucraina intenționează să folosească bazele aeriene din România pentru decolarea avioanelor F-16 care se atace Rusia. Păi bă, fraților, asta știți ce înseamnă? Că rușii n-au altceva de făcut acum decât să oprească o astfel de posibilitate. Să taie din fașă orice încercare a avioanelor F-16 de a decola spre Rusia. Eu dacă aș fi în locul șefului armatei rusești, aș zice, bă, fraților, în clica în care s-a ridicat primul F-16 din România și a atacat Rusia, trebuie să radem de pe fața pământului toate bazele militare din România de pe care poate să decoleze F-16. Asta înseamnă că la revedere câmpia Turzii, la de revedere Cogălnicianu. Cum poți să rași tu să faci inutilizabil o astfel de bază militară? Păi nu poți să trimiți o rachetă Kinjal. Pentru că o rachetă Kinjal lovește, să zicem, pista, dar pista aia are 2 km lungime. Păi bă, fraților, o rachetă Kinjal face o gaură cu diametru de 10 metri. Păi un 2 ai acoperit gaura și ai reasfaltat și ai făcut-o. Într-o zi, două maxim, ai refăcut-o. Ca să distrugi o astfel de bază de pe care să pleci, trebuie să trimiți ori multe rachete, ceea ce e mai greu. Pentru că este departe de Rusia, pentru că sunt avioane în România care pot să protejeze aceste baze, e mult mai greu să distrugi cu Iskander sau cu Kinjal o bază militară din România. Și atunci ce le rămâne rușilor ca să distrugă totuși aceste baze de pe care pleacă dușmanul? Doar bombe atomice tactice. Ăsta este singurul lucru care poate să folosească. Din nou și din nou, dragii mei, încă un factor potențial ca noi, România, să avem parte de un atac cu rachete atomice tactice. Deci, situația e foarte gravă. Este evident că adevăratul scop al Ucrainei este să exploateze avioanele F-16 de la bazele din România, zice acest specialist englez. Este exact ce și-au propus ei de la bun început. Cred că nu vor ca românii să fie stresați. De aceea au spus tuturor povestea asta cu dislocarea avioanelor din România în Ucraina, echiparea lor cu armament și numai după aceea, eventual, introducerea în luptă, zice englezul. Adică, ca să vă traduc, ucrainienii vor spune, nu domne, avioanele pleacă din România, dar se opresc în Ucraina, iau o pauzică mică în Ucraina ca să nu pară că atacăm Rusia din România. Luăm o pauză mică, aterizăm și alimentăm cu benzină sau cu kerosen, nu? Sau punem niște rachetuțe, niște bombițe pe ele în Ucraina și abia după aia zboară să bombardeze Rusia. Păi, păi unde să aterizeze la ei? Că ei nu mai au nicio pistă de aterizare sau de decolare. Ei nu mai au aviație, ei nu mai au nimic în Ucraina. Cum poate să oprea să facă o pauză din România în Ucraina, ca după aceea să plece iar mai departe? Asta e doar la vrăjeală. Pentru că de români să zică, las că nu-i nimic dacă pleacă de aici, de la noi, că nu se va considera că atacă Rusia direct din România.
Ei vor face o pauză, așa ne-au promis ucrainenii. Da, da, pilotul ucrainean când se vede la manșă și a plecat din România, el poate uită că trebuie să facă o pauză în Ucraina. Sau poate când ajunge acolo unde ar trebui să facă pauza și vede că nu mai e pistă deloc, zice, bă, asta e ghinion, mergem mai departe. Și cine o să plătească oalele sparte? Cine o să tragă punoasele? Păi cine? Noi. Noi, de români. Da. Dragii mei, rușii au încercat o ultimă șansă de pace. S-a întâmplat un lucru foarte interesant săptămâna trecută. Putin a anunțat că mai dă o ultimă șansă pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina și dacă această propunere înaintată de el o să fie refuzată din nou, următoarea propunere de pace nu va mai veni, ci Rusia va cere capitulare necondiționată Ucrainei. E bine, condițiile pe care le oferea Putin pentru semnarea păcii erau ca Ucraina și Occidentul să recunoască faptul că Donbasul, Zaporojie și Crimea sunt părți ale Rusiei și Ucraina să declare și statele NATO să declare că Ucraina nu va intra niciodată în NATO. Asta era în mare, în grosso modo, ceea ce cereau rușii, esențial. Răspunsul ucrainienilor a fost foarte impertinent și obraznic, că nu, nici vorbă, că ei o să câștige războiul. Bineînțeles că el, Zelenski, nu a zis el ce a vrut el, n-a răspuns el. Bineînțeles că Rothschildienii, ați văzut ce a zis Lindsey Graham, prietenul lui Donald Trump, apropo de Trump, omul lui Dumnezeu. Prietenul lui Trump și colegul de partid al lui Trump, dar mare prieten cu Trump, Lindsey Graham, a declarat că ei, americanoizii, nu vor renunța niciodată la Ucraina, pentru că Ucraina are bogății minerale în valoare de 10 până la 12.000 de miliarde de dolari. Și că ei, americanoizii, au nevoie de banii ăștia, au nevoie de bogățiile astea, care sunt ale lor, nu sunt ale ucrainenilor, ci ale lor, ale americanoizilor, și ei, americanii, nu vor renunța la aceste bogății din pământul Ucrainei. Bă, fraților, vă dați seama că Zelenski n-are niciun cuvânt de spus. El ar fi putut să vrea să accepte condițiile lui Putin. Dar cum să accepti când vine Lindsey Graham și îi spune, stai bă, că acolo, în Donbas, sunt 3/4 din aceste bogății. Pentru că 12.000 de miliarde, aproximativ, sunt în majoritate minereuri pe teritoriul Donețcului, Zaporojie și Lugansk. Deci exact acolo unde au intrat rușii și unde s-au declarat stăpâni. 3/4 din aceste minereuri bogate. Restul Ucrainei este pământ agricol foarte roditor. L-a luat familia Rothschild pe tot, știți bine, e de notorietate, e proprietatea lor. Dar de la nu se leagă rușii. Rușii au zis, noi nu vrem decât Zaporojie, Donețk, Lugansk și Crimea. Restul? Păstrați-l voi, familia Rothschild. Faceți agricultură intensivă. Faceți producții record de porumb și de grâu și de ovăz și de orz. Faceți, nu e nicio problemă. Dar unde este grosul? Unde-i mălaiul cel mult, ăla e al Rusiei. Vă dați seama că nu putea să accepte americanoidul așa ceva. Și a venit răspunsul că nici vorbă. În consecință, dragilor, este imposibil să se semneze pace. De ce? Pentru că americanii se vor bate până la ultimul ucrainean ca să pună laba pe aceste bogății uriașe.
Iar rușii n-au cum să renunțe la ele, deja sunt prin Constituție, pământul rusești. Deci, războiul este inevitabil, dragii mei. Cine vorbește și crede că s-ar putea ajunge la un acord de pace, e făcut grămadă. O pace între Ucraina și Rusia, de fapt între Statele Unite și Rusia în Ucraina, este imposibilă. Nu se poate. Așa cum v-am spus încă de acum 2 ani când a început războiul, acest război se va termina doar când una dintre aceste două mari puteri va face implozie. Sau se va termina printr-un dezastru atomic. Dezastru atomic înseamnă remiză, victoria de o parte sau de cealaltă depinde de care din cele două mari puteri, imperii, Rusia sau Statele Unite, face primul implozie pe motive economice și financiare. Pentru că pentru Rusia este foarte greu de susținut un astfel de război, cere eforturi foarte mari economice și financiare, care... Sigur că o să se supere iar pe mine prorușii, dar ăsta este adevărul. Slăbește foarte mult Rusia acest război. Și pe asta și mizează Rothschildienii, pe asta au mizat de la începutul războiului. O să slăbească foarte mult acest război Rusia și va face implozie. Implozia înseamnă în ce? Nemulțumiri sociale, revoluție și, pac, pac, după revoluție, un regim foarte prietenos cu Statele Unite. Adică un fel de ce s-a întâmplat în România. Revoluție, după care vin frățiorii de la Tel Aviv și de la Washington și își pun în fruntea Rusiei niște conducători din ăștia. Băieți faini așa, gen Băsescu, Claunus, Ponta, niște băieți din ăștia faini care să înțeleagă că petrolul rusesc nu poate fi extras decât de Chevron și Exxon. Pentru că firmele rusești nu știu să le extragă bine. Așa cum se întâmplă la noi. Asta se întâmplă peste tot. Totul este la... Nimic nou nu se inventează, dragilor. Totul a fost inventat. Ei bine, vin și vă spun din nou, încă o dovadă că nu se poate termina cu bine. O să mă acuzați că nu sunt optimist, că sunt din nou pesimist, că vă bag în depresie. Dragii mei, eu nu vreau să vă bag în depresie, eu vreau să aflați adevărul. Adevărul este că acest război nu se poate termina decât prin remiză atomică sau prin autodistrugerea uneia dintre cele două mari puteri. Uite ce îmi zice Iulian Victor. Ce-ți mai place să bagi lumea în sperieți? Băi, omule, dar eu nu bag lumea în sperieți, eu vă spun ce se întâmplă. Este ca la matematică, eu vă explic că 2 plus 2 face 4 și vă demonstrez că face 4. Nu înseamnă că eu sunt rău că 2 plus 2 face 4. Nu înseamnă că dacă tu ai vrea ca 2 plus 2 să facă 5, eu sunt rău că zic că face 4. Astea sunt niște realități obiective. Eu nu bag pe nimeni în sperieți, vă spun ce se întâmplă, care este realitatea obiectivă a lumii în care trăim. Nu vreau să bag în sperieți pe nimeni, vreau să fiți pregătiți pentru ceea ce vine și să nu vă mai lăsați mințiți. Pentru că orice vă spune orice alt analist este o minciună dacă nu vă spune acest adevăr. Războiul acesta nu se poate termina altfel decât ori prin remiza atomică, printr-un război devastator și asta își doresc Rothschildienii, ăsta e modul în care doresc să facă ei populației planetei, ori prin implozie, dar implozie să știți că nici Rothschildienii nu cred că se poate așa ceva, ca ei să facă să se autodistrugă America financiar și economic și nici rușii nici nu concep că se poate întâmpla așa ceva. Să nu credeți că vreuna din cele două puteri admite că ar putea face implozie. Nu! Hai să zicem că nu vor face niciuna, atunci înseamnă că Rothschildienii își vor atinge obiectivul și anume acela de a populația printr-un război devastator.
Și îmi cer scuze că vă bag în depresie, că vă bag în sperieți. Îmi cer scuze că vă spun adevărul, iertați-mă. Mergeți la alții care să vă spună că o să fie totul bine, că o să umble câinii cu colaci în coadă și o să fie o pace și o să fie o splendoare și o minunăție și o să vină toți să-i ajute pe români. Românii vor fi cei mai ajutați. Românii vor fi ajutați și de către ruși, și de către chinezi, și de către americani. Va curge lapte și miere pe străzi în România. Bă, fraților, și șobolanii o să aibă inele cu diamante. O să fie, deci, nu vă imaginați ce frumusețe o să fie în România. Vulpone al nostru va fi declarat, atenție, ăsta care ziceai, Iuliane, fii atent. Ăsta, Vulpone, conducătorul nostru, va fi declarat prinț intergalactic. Va fi cel mai mare conducător din lume. De ce? Pentru că el, Vulpone, prin inteligența lui, prin diplomația lui, se va întâmpla un miracol, va vorbi peste noapte limba engleză, cursiv, fluent, va fi, și va începe el să le explice la toți ce trebuie făcut ca să se pogoare pacea și prosperitatea și bunăstarea. Îi va convinge Vulpone pe Rothschildien să-și cedeze toată averea, toți banii, toate proprietățile, să le cedeze săracilor, să eradicheze foametea și sărăcia. Va fi bine, Iulian Victor, dragule! Va fi ceva minunat pe planeta asta. Deci nu te sperii de ce am spus eu, va fi extraordinar. Toți românii vom avea salarii de la 100 de mii de euro în sus, 100 de mii ăla care îi ajutor social. Vor avea 100 de mii, ajutor social, pentru fiecare copil 100 de mii de euro. Noi ăștia alți, de români care muncim, noi să avem de la 1 milion de euro pe lună în sus salarii. Deci să nu vă faceți griji. Războiul din Ucraina se va termina în seara asta. Așa că nu vă speriați. Va fi bine. No, e bine, Iulian Victor. Acum e ca lumea, nu? Acum ți-am dat un moral extraordinar. Acum ești happy. Poți să te duci să bagi o manea, bagi o bericioasă. No, și te uiți la meci, tată. Acum câștigă și România cu Slovacia cu 7-0. Cu 7-0 îi batem pe Slovaci, Iulian Victor. Nu vreau să te bag în sperieți. Nu vreau să-ți spun că s-ar putea ca Zdrele să se ducă la Slovaci cu prime de 100.000 de euro și să luăm bătaie și de la Slovacia. Nu! Deci vom bate cu 7-0. Și arbitru o să ne dea 17 lovituri de la 11 metri. Că ține cu noi, cu noi, cu românii, țin toți. Toată Europa ține cu noi și ne iubesc toți. Ne iubesc și francezii, și italienii, și nemții, și englezii. Ne iubesc pe noi românii. De nu mai pot. Și vă dați seama când vine arbitru englez și vede că joacă România, 11 metri din 5 în 5 minute ne dă. Clar. Deci, Iulian Victor, e bine, tata, acum o să dormi neîntors. Acum dormi happy și visezi numai ca dâne care dansează în fața ta și își ridică fustița. Altceva nu o să visezi acum în seara asta. Da. Dar eu voi continua această emisiune cu niște vești care nu o să te mulțumească pe tine, Iuliane. Așa că mai bine tu du-te și uită-te, vezi că pe Cartoon Network e ceva interesant acum, te face să zâmbești, să râzi, să fii happy, nesperiat, nestresat, fericit, că e păcat dacă te uiți mai departe, că iară vin niște chestii pe care nu le zic cum îți place ție. Bun, bunicul lui Robert Habeck, ministrul economiei din Germania și amantul lui Annalena Baerbock, a fost, bunicul lui Habeck a fost al SS, în cel de-al treilea Reich German. Străbunicul său, Walter Granzow, făcea parte din cercul cel mai interior al conducerii regimului și era prieten cu i-au zis, fraților, ministru, bă, fraților, cel mai important ministru din Germania, după primul ministru. Auzi, bă, fraților, ce au fost tătucul și bunicul și străbunicul lui. Prieten cu Goebbels.
Bă, fraților! Deci, Annalena, nu-și pierde vremea cu orice terchea berchea. Bă, doar să fie din ăsta, nu? Cu grad mare în ADN. Adică dacă n-ai, niște din ăsta, cum, un arbore genealogic de calitate, cu SS pe aici și cu cap de și cu astea, păi Annalena nu arde aiurea cu oricine. Ei bine, ministru Habeck, ministru economiei, are un arbore genealogic foarte sănătos, dragii mei, și poate în felul acesta, vă dați seama de ce suntem trimiși la război împotriva Rusiei. Bunicul Annalena Baerbock, mare bunicul Olaf Scholz, mare bunicul lui Habeck și străbunicul prieten cu Goebbels. Fiți atenți. Tata, am aflat ieri, tata lui Ursula von der judecător care a judecat un din al doilea război mondial pentru care existau ultra-dovezi că în lagă a fost șef de lagăr de concentrare. Ce credeți a fost judecat de către tata lui Ursula? Ce credeți că ce verdict a dat tata lui Ursula pentru acest l-a iertat. El, tata lui Ursula, a spus că nu e vinovat de nimic acest. Și l-a iertat. Un domn care, despre care se știe, se vorbește, că avea inclinații și simpatii. Bă, fraților, în condițiile astea, cum să ne mirăm că Europa e purtată într-un nou război împotriva Rusiei? Vă dați seama că acești indivizi care conduc astăzi Germania și Uniunea Europeană, toți, dar fiți atenți ce coincidență, toți sunt descendenți ai unor feroce. Vă dați seama, bă, fraților, cum au aranjat rotșildienii totul ca să meargă unți? Vă dați seama ce conspirație, efectiv, ce plan ticălos a existat la nivelul întregii Europe de a ne purta spre război? Păi cum să ai pretenția Că acești conducători ai Germaniei să vrea pace cu Rusia? Vă dați seama în ce hal suntem de bagiocoriți noi, poporul Europei? În februarie, ziarul de presă Bild, citând documente istorice, a raportat că bunicul ministrului german de externe, Annalena Baerbock, pe care îl chema, pe bunicul, îl chema Waldemar Baerbock, era un înflăcărat ofițer și soldat al potrivit rapoartelor presei, el a citit și a susținut pe deplin regimului. În 1944 l-a distins cu crucea meritul militar cu săbii. Deci, astea le găsiți în ziarele germane, în Bild, cel mai mare ziar german. Să nu credeți că le inventez eu, că poate o să vină acum vreunul altul și o să zică primă dovadă că tu dezinformezi. Tu vrei să ne bagi în depresie. Tu, primo, vrei să ne bagi în sperieți. Nu eu, zice ziarul Bild din Germania. Despre Annalena Baerbock. Bă, fraților, dar ați văzut filmarea aia cu Annalena Baerbock? Nu știu, dar, bă, fraților, care n-ați văzut, ați pierdut mare lucru. Film cu Annalena Baerbock și cu trei deodată, toate găurile ocupate, tot, nimic gol. Cu Annalena rupând la din ăia, adică, fraților, salam cu 64, nu așa. Deci, bă, fraților, ca să nu zic parizări, bă, fraților,
Annalena nu știu de unde mai are timp și energie să se ocupe și de politica internațională, la ce făcea ea cu aia mititei. Bă, fraților. Bă, eu am mai văzut filme, dar așa n-am văzut. Adică Annalena e clasă, fraților. E clasă. Bă, acum vă spun că dacă aș fi în locul lui Habeck, aș face și eu tot ce nu-i dictează Annalena. E pricepută tare, se pricepe fantastic la ăstea, la internaționale, la joacă bine de tot. Dragii mei, un alt eveniment important de săptămâna trecută a fost întâlnirea dintre Putin și Kim Jong-un și decizia lor de a crea o alianță militară care presupune ca oricare din cele două țări să fie atacată de către cineva, celălalt să-i sară în ajutor necondiționat. Asta după ce, în urmă cu o lună, Putin fusese la Beijing și semnase exact același acord cu China. Oricare dintre cele două țări este atacată de dușman, cealaltă este obligată să sară militar în sprijinul ei necondiționat. Ei bine, se profilează o alianță militară secretă, atenție, nu după model NATO, ci secretă, sau neoficială, mai bine zis, între China, Rusia, Iran și Coreea de Nord. Acum, dragii mei, frumusețea vine din faptul că turcii au anunțat luna aceasta că doresc să intre în BRICS și se gândesc foarte serios să se retragă din NATO. Unde credeți că se vor regăsi turcii după ce se retrag din NATO și intră în BRICS, în aceeași alianță? Ei, bine, când va exista o alianță militară, chiar și neoficială, în care se intre aceste 5 state, la care se vor mai adăuga, cu siguranță, multe alte țări, alea care sunt în BRICS și multe alte țări care au un dinte împotriva imperialismului american, se vor adăuga și toate țările din Africa care nu au uitat de colonialismul european și de chinurile și atrocitățile comise de, apropo, de belgieni, de exemplu, în Congo, unde a avut loc un efectiv făcut de un rege al Belgiei acum 100 și ceva de ani, care a dat milioane de africani, de congolezi. Acum asta a fost o paranteză, n-are legătură. Dar, atenție, în Africa au făcut nu numai belgienii, și francezii, și germanii, și italienii. Au zeci de milioane de oameni, de oameni nevinovați, așa cum erau ei, vai de capul lor, cu buletin. Bă, fraților, ca să-i jefuiască, s-a făcut cel mai mare din lume, din istoria omenirii, despre care nu vorbește nimeni nimic. Ce a făcut cu Dani, pe lângă ce au făcut belgienii, francezii, germanii și italienii în Africa. Dar ăia nu, pentru că nu sunt popoare alese. Numai ce s-a întâmplat împotriva poporului ales. Că în al doilea război mondial au fost de către peste 20 de milioane de civili ruși. 20 de milioane de ruși. 6 milioane de ruși. Este dramatic. Trebuie acum să plătească toată Europa vreme de 4500 de ani de spăgubiri. La fel cum vedeți că au 40.000 de civili și încă palestinieni, cărora efectiv le sunt aruncate americane peste locuințe, peste blocuri de locuit, efectiv este ras de pe fața pământului Gaza, toate blocurile sunt, este făcut efectiv
transformat orașul ăla în deșert, 40.000 de femei și copilași. Ei, dar dacă se întâmplă să mor 3 civili în Ucraina, urlă toată Europa, toată America. De Putin, 3 civili. 40.000 de palestinieni care au fost, atenție, americane. Nu mai fac față americanii să livreze câte cer israelienii ca să Gaza. Și ceartă Netanyahu. Uite, bă, ce face? Au întârziat americanii cu o livrare de... N-am reușit să facem asta, planul de demolare a 40 de blocuri în Gaza. Da. Nu-i nicio... Alea nu sunt. Asta este. Asta este dreptatea, democrația, libertatea pe care ne-au adus-o ei, minunații rotșilieni. Dar ceea ce se întâmplă, dragii mei, în Israel este fantastic de grav și o să revin acolo, dar să terminăm întâi cu rușii. E, Kasparov, marele Gary Kasparov, fostul mare campion mondial de șah, și Hodorkovski, marele bancher și finanțist trimis de rotșildieni în Rusia să pună laba pe Rusia, să-l transforme într-un fel de al doilea Boris Yeltsin, dar care a ieșuat și au prezentat viziunea săptămâna trecută de a mobiliza rușii împotriva lui Putin într-o comunitate unificată care să susțină valorile occidentale și suveranitatea Ucrainei, scrie Daily Express. Ei, ăștia doi de Rusia, Kasparov și Hodorkovski, caută ruși care să dorească a se uni împotriva intereselor Rusiei, astfel încât Lindsey Graham și stăpânii lui să poată pune laba pe bogățile Rusiei și a Ucrainei. Iată, dragii mei, că au și alții, nu numai românii. Ăștia doi au fost cetățenii ai Rusiei, bă, fraților. Ăștia doi, pentru mine este incredibil. Cum e posibil așa ceva? Cum să, băi, ne mai mirăm de Claunus, ne mai mirăm de Băsescu, ne mai mirăm de Vulpone și de Ciucă. Uitați-vă, bă, fraților, de la ăsta, de la Gary Kasparov, care este un creier, este un geniu. Băi, mi se pare de noaptea minții să citesc asemenea știri. Băi, eu înțeleg că nu-l iubești pe Putin. Vorbeam cu un rus săptămâna trecută, care trăiește în Dubai. Și afacerist, om de afaceri, dar care a fugit din Rusia și s-a mutat în Dubai. Și am întrebat, zic, bă, dar de ce ai fugit de... Bă, zice, eu sunt opozant, nu sunt cu Putin. Și, păi zic, păi și zic, înseamnă că ești împotriva Rusiei, ești, ții cu Ucraina în război, nu? Nu, nici vorbă. Păi zic, bă, dar cum, dacă ești împotriva lui Putin? Păi zice, noi, ăștia care am fugit din Rusia și care n-am vrut să îi facem pe plac lui Putin, considerăm că sunt două lucruri diferite, zice rusul. Una este că nu ești de acord cu Putin și că nu vrei să-i faci pe plac lui Putin și alta este să nu fii patriot și alta este să nu ții cu Rusia și să nu fii de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Bun, am zis da, ok, asta e. Dar zic, așa gândesc toți? Da, zice, marea majoritate. Dar uite că sunt și din ăștia, cum e Kasparov și cum e Hodorkovski, care pentru mine sunt șocanți. Băi, oricât nu ai fi tu de acord cu Putin, oricât n-ai fi tu de acord cu politica, n-ai fi de acord cu ce face partidul lui Putin, băi, dar tu, poporul tău, e țara ta, cum să fii împotriva țării tale, împotriva intereselor poporului tău, cum să ții cu dușmanii? Este de noaptea minții. Eu vă spun sincer, nu știu ce ADN trebuie să ai, ce suflet trebuie să ai să fii împotriva intereselor țării tale și ale poporului tău. Și am crezut, eu nu puteam să cred că există așa ceva.
Uite, mă convin și acum înțeleg de ce și Claunos și Băsescu cu țara asta și poporul ăsta. Au un alt ADN decât noi, bă, fraților. Au un ADN special. E ceva, probabil că sunt la o cum sunt ăia, care sunt pe altfel nu-mi explic decât să ai o ce e interesant însă, ăștia trădează Rusia, dar, fiți atenți, altă știre, în luna mai, pentru prima dată în aproape 2 ani, importurile de gaze naturale din Rusia au depășit în Europa livrările din Statele Unite. În ciuda eforturilor declarate doar ale șefilor de la Bruxelles de a se debarasa de combustibilii fosili ruși și zice asta ziarul financiar. Atenție, nu inventez eu, ziarul financiar, ziarul rothschildienilor. Păi vă dați seama, deci ei pun embargouri, pun sancțiuni, pun toate alea, interzic României și bă, noi românii nici să ne uităm spre est, spre Rusia, n-avem voie. Nu că să facem afaceri, nu că să cumpărăm gaz sau petrol de la ruși. Nu, tată, eu am vrut să-mi deschid mă gândeam eu, să deschid un punct de lucru, să vând ce are firma mea, panouri radiante și în Rusia. Mă gândeam eu, eram pe punctul de prin 2021, să încep să caut. Și vorbisem cu cineva care avea niște cunoștințe în Rusia să mă ajute să deschid și acolo o reprezentanță, să vând și în Rusia panourile mele radiante. Bă, frate, a început războiul și bă, mi s-a atras atenția. Nici să nu te gândești că dai de belea rău de tot și numai dacă intri în conversație cu vreun rus să începe afacerea. Bine, bă, gata, nu fac nimic, dă-i dracu, nu mor eu dacă nu vând eu panourile mele în Rusia. Deci, bă, tu n-ai voie nici să vorbești cu vreun rus tu, România. Nu mai vorbesc că n-ai voie, afacerile României cu Rusia sunt zero. Deci vă spun, nu există niciun fel de relații comerciale între România și Rusia. N-ai voie să cumperi nimic din Rusia, n-ai voie să mai vinzi nimic în Rusia. Noi românii nu avem voie. La fel cu China. Nu mai e voie, mai ai voie să importi. Dar atenție, ce am pățit eu, Dumnezeule. Aveam cont la o firmă americană, la o bancă americană, nu dau numele. Bă, fraților, nu puteam să fac plățile în China. Refuzau să-mi facă plata. Păi zic, cum mă? N-ați făcut plata. Eu făceam ordinul ăsta și aflăm. Așteptam să confirme chinezii că le-au intrat banii și trimit marfă. Chinezii, după o săptămână, bă, n-au intrat banii, după două, n-au intrat banii, după trei, bă, n-au intrat banii. Întreb la bancă, domne, ce se întâmplă? A, zice, nu, a fost blocată plata. Cum, bă, și acum îmi spuneți când vă întreb eu de ce nu faceți plata? De ce nu mi-ați spus de la început, bă, nu facem plata? N-a, zice, nu, asta e politica băncii. Păi zici, de ce nu faceți plata? Trebuie să ne dai numele vasului cu care vine marfa și numele capitanului de vas. Bă, am rămas blocat. Bine, mă, vreți chestia asta, dar de unde să știm noi? Că marfa nici chinezul nu știe. Pleacă marfa cu containerul, ajunge în port și acolo e distribuit pe un vas. Nu, zice, altfel nu putem să facem plata. Păi m-am dus la altă bancă, la banca românească, s-a făcut plata imediat, într-o zi. Vă dați seama, bă, fraților, cum ăștia de americanoizi încearcă să pună piedici să nu cumva să faci vreo afacere cu Rusia sau cu China. În schimb, ce citim noi din ziarul financiar? Că Europa, ăștia care impun sancțiuni și Ursula care... Europa importă mai mult gaz și petrol din Rusia decât din Statele Unite. Bă, vă dați seama, bă, fraților, ce... Ei au voie să cumpere gaz din Rusia, noi nu avem voie. Ei au voie să cumpere din China și să se ducă ăsta de habe, că ați văzut, s-a dus în China să se roage de chinezi, să accepte China taxe vamale de 40% pentru mașinile chinezești care vin în Europa. Dar auziți ce tupeu, ce nesimțire, specific, nu? Că ei sunt Übermenschen.
Ei nemții sunt übermenschen. Ce au ei voie, tu n-ai voie. Dar el are voie. Că asta înseamnă să fii übermenschen. Auziți ce pretenții are amantul lui Annalena Baerbock. Zice, voi chinezii să aduceți mașini chinezești în Europa cu 40% vamă. Adică să descurajeze importul de mașini chinezești. Dar noi, germanii, să trimitem Mercedes, BMW și Audi în China cu 10% vamă. Păi chinezii le-a răspuns, bă, este... Păi de ce? Voi să puneți 40% vamă pe mașinile noastre ca să descurajați importul de mașini chinezești în Europa, iar noi să vă punem vouă doar 10%. A, zice Habeck, nu că așa, așa e normal, așa e corect. Bă, nu, te aminți, s-a dus ăsta. Vă dați seama cât sunt de... Să te duci în China și să încerci să-l convingi pe chinez că așa e corect. Că ei sunt nemți. Ei sunt übermenschen. Ei au dreptul să pună 40%, dar tu chinezul nu ești übermenschen, tu ai voie doar 10%. Bă, vă dați seama că chinezii i-au tras un șut în cu și l-au trimis acasă și n-au mai stat de vorbă cu el și i-au zis să nici nu mai vină. Chinezii le-au spus simplu, cât puneți voi vamă pe mașinile chinezești, atât o să punem și noi vamă pe mașinile nemțești care vin în China. Și cu asta, dragii mei, s-a ruinat și toată economia și toată industria autogermană. De ce? Pentru că jumate din industria autogermană lucra pentru China. E, acum au o mare problemă industria și germană. Ori lasă mașinile chinezești să vină în Europa cu 10% vamă și atunci concurența mașinilor chinezești care costă jumate față de mașinile nemțești și sunt de două ori mai bune calitativ, mai nou, și atunci se distruge industria autogermană din cauza concurenței uriașe a mașinilor chinezești, ori pune 40% pe mașinile chinezești, mașinile chinezești nu vor putea intra pe piața europeană, dar Audi, Mercedes, Volkswagen, BMW vor avea și ele 40% taxă în China. Și atunci nu se mai vinde nicio mașină germană în China și știți ce înseamnă asta? Falimentul industriei autogermane. Deci și într-un fel, și în celălalt, și dacă lași la 10% în ambele părți vama, se distruge industria autogermană și dacă duci la 40% pe ambele, se distruge industria autogermană. De aici e disperarea asta a lui Habeck. Pentru că pentru supraviețuirea industriei autogermane e nevoie de ajutor pentru industria autogermană, de protecționism pentru industria autogermană, de taxe cu 30% mai mari pentru ce vine în Europa decât pentru ce se duce în China. Și de aici disperarea lor, pentru că dacă chinezii nu acceptă această disparitate, această nedreptate, industria autogermană în 2 ani de zile este... Pentru că vor trebui să se mulțumească doar cu piața din Europa. Au pierdut și piața rusească și piața chinezească. Păi asta știți ce înseamnă? Că va trebui să lucreze industria autogermană la 30% din potențial. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Faliment. Industria autogermană înseamnă 70% din bunăstarea economiei europene. Cu asta s-a terminat, dragii mei. Bun. E bine... Să vedem ce mai avem pe ordinea de zi. Trecem la Israel. Dragii mei, în Israel lucrurile încep să se complice foarte tare și această complicare vine din faptul că Libanul a reușit să străpungă Iron Dome-ul care protejează Israelul și au dovedit că este vulnerabil Israelul
au început să bombardeze la greu localitățile din nordul Israelului în semn de răzbunare pentru ce fac israelieni în Gaza. E bine, în Gaza continuă palestinienilor și sâmbătă, ieri mai precis, peste 150.000 de israelieni au făcut un protest, au participat la un protest uriaș împotriva acestui de Netanyahu, ca să îl dea jos și ca să aducă pacea. Să oprească războiul din Gaza, să oprească din Gaza și să oprească și războiul care stă să înceapă cu Libanul, pentru că Netanyahu a anunțat că în maxim 48 de ore de ieri, asta înseamnă că luni deja, va ataca Libanul ca să distrugă punctele din care este atacat Israelul. Bă, fraților, îmi vine greu să cred că dacă acest de Netanyahu atacă Libanul, dacă armata israeliană intră în Liban, mi-e greu să cred că Iranul și Turcia se vor mai abține și nu vor interveni. Asta înseamnă, dragii mei, că iată ce sincronizare extraordinară. Suntem pe punctul să înceapă un adevărat război mondial în Ucraina, dar iată că se sincronizează perfect cu ceea ce pare să înceapă în Orientul Mijlociu. Deci, e clar că Netanyahu, acest, la fel ca și Zelenski, are și el ordin să bage Israelul într-un război cu tot, cu toată lumea arabă și nu se va lăsa până nu va transforma Orientul Mijlociu într-un iad care va duce la efecte foarte grave pentru Israel și pentru poporul israelian. Este clar, eu zic că dacă începe războiul în Orientul Mijlociu, în Israel nu se va mai putea trăi. Când va fi atacat Israelul din toate părțile, și dinspre Turcia, și dinspre Iran, și dinspre Egipt, când vor începe să zboare rachetele hipersonice ale Iranului să cadă în Israel, va fi dezastru în Israel și va avea loc un exod masiv de populație israeliană evrească din Israel. Așa că noi românii trebuie să ne pregătim și pentru asta, pentru că este evident faptul că România, alături de alte țări din Europa, va fi o țară de refugiu pentru civilii israelieni. Altă chestie complicată și care vine în completarea, atenție că totul se leagă, faptului că lui Vulpone i s-a dat ordin să dea cetățenie străinilor care sunt în România și cu siguranță israelienii, așa cum a propus George Simion, vor primi imediat cetățenia română. Și vor putea să se stabilească aici. Va fi interesantă viața în România. Cu vreun milion de nepalezi și pakistanezi și indieni, cu vreun milion de israelieni, cu vreun milion de ucrainieni și cu vreo, cât să fie, ungurii, probabil că și ei vreun milion. Deci fiți atenți când o să avem în România 15 milioane de români și 5 milioane de străini, vom avea minoritățile în România cu 25%. Gândiți-vă că vom avea în Parlamentul României UDMR cu 5%, Partidul Hindușilor cu 5%, vom avea Partidul Ucrainienilor cu 5%, vom avea Partidul Evreilor cu 5%. Și de ce nu, și nu înțeleg de ce nu până acum, Partidul Romilor cu 5%. Ei, atunci va fi distracție, bă, fraților. Când o să avem 25% minorități în România, atunci poate că o să înceapă și românii să înțeleagă cât de importantă este unitatea națională și conștiința națională. Până atunci, cu siguranță nu. Dar, un lucru e clar, evreii deja suferă din cauza acestui război din Gaza, pentru că am aflat că acum vreo două săptămâni, că Maldive interzice total accesul oricărui cetățean israelian în arhipelagul din Oceanul Indian. După ce
furia publică a acestei națiuni predominant musulmane a crescut din cauza războiului din Gaza. Deci, bă, fraților, încep să sufere israelienii din cauza politicii acestei de Netanyahu. Și când ies în stradă 150.000 de israelieni să ceară demisia lui Netanyahu, vă dați seama, israelienii sunt un popor de maxim 10 milioane de locuitori, dar nu 10 milioane, cred că sunt vreo 7. Nu știu pe de rost, dar cred că sunt vreo 7-8. Vă dați seama ce înseamnă 150.000 în stradă la un popor de 7 milioane? La noi, la un popor de, să zicem, 21 de milioane, de 3 ori mai mare ar însemna echivalentul, păstrând proporțiile, ar însemna un protest cu 450.000 de protestatari. Asta e noaptea minții. Dar respectând procentul și proporțiile, acolo s-ar întâmpla. Vă dați seama ce înseamnă 150.000 de oameni în stradă la o populație de 7-8 milioane? Este fantastic de mult. 150.000 de oameni cer să scape de această de Netanyahu și nu se poate. Pur și simplu nu poate fi clintit. De ce nu poate fi clintit? Pentru că rothschildienii sunt în spatele lui. Pentru că asta înseamnă... Deci mai aud pe câte unul că trebuie să facem revoluție. Băi, oameni, n-ai cum să faci nicio revoluție. Nu poți să faci nicio revoluție pentru că orice revoluție va fi deturnată sau va fi controlată de către rothschildieni. Ei au toată puterea. Este imposibil să faci o revoluție în ziua de astăzi. Sigur că poți să încerci, dar n-ai nicio șansă de izbândă. Da. Dragii mei, premierul, o știre foarte interesantă, premierul Japoniei și-a cerut scuze săptămâna trecută și a spus că nu au avut dreptate când afirmau că milioane de oameni. Au început să ne dea dreptate. Sunt o grămadă de procese în toată lumea, în Anglia, în Statele Unite și tot mai mulți oficiali dau dreptate celor ce nu s-au și este tot mai evident faptul că nu mai este niciun secret că a fost un act medical prin care s-a urmărit a se face rău oamenilor și nu bine. Și foarte mulți oameni au de suferit din cauza acestor. Este un mare regret pentru foarte mulți că s-au. Mie îmi pare sincer rău pentru ei. Eu prin emisiunile mele am făcut tot posibilul să conving oamenii să nu se... Sigur că meritele mele sunt mult mai puțin recunoscute pentru că eu n-am avut acces la televiziunile sistemului. Pe mine nu m-a mediatizat nimeni, din contră, eu am fost băgat sub preș. Ca și astăzi, ca și în ultimii 14 ani, nu știu de ce, pe unii naționaliști, pe unii suveraniști iubesc foarte mult televiziunile și nicio știre la Digi Soros TV sau la antena Rothschild TV, nicio știre fără naționaliștii Simion și Șoșoacă. Băi, eu de 15 ani mă lupt, de 15 ani vorbesc aceleași lucruri pe care le spun și Simion și Șoșoacă, dar le spun de 15 ani, ei le spun de 2 ani, pe mine nu mă dă nicio televiziune. Din contră, sunt interzis. Dar oare de ce? Am tot stat și m-am gândit. Bă, de ce oare eu întotdeauna am fost cenzurat și mi s-a interzis și să mi se pronunțe numele la televiziunile sistemului, iar alți patrioți, suveraniști, au toată libertatea, nicio știre fără ei. Bă, nu înțeleg de ce, mă. Chiar nu înțeleg. Corina Grama îmi zice că sunteți jegos. Sunt jegos. E, atunci să te blocăm dacă sunt jegos. Atunci să te blocăm, da.
Haide să vedem. Dacă eu sunt jegos, de ce să pierzi tu vremea? Unde ești? Uite că nu te găsesc, dar o să te blochez după aia, că te găsesc după aia, sigur. Dacă sunt jegos, de ce să te mai uiți tu aici și să nu te cari tu de aici? Dragii mei, am hotărât să nu mai accept jigniri și atacuri din partea cu buletin și să-i blochez, să nu îi mai lasă se chine. Le fac un bine. De ce să-i lasă să iei? Să nu... Am blocat săptămâna trecută vreo 30-40 de indivizi care nu mă veneau pe pagina mea ca să mă jignească și să mă atace. Bă, și am stat și m-am gândit, bă, eu dacă îi las să se uită în continuare la emisiunile mele, le fac rău, mă, și fac sânge rău, săraci. Mă uitam la unii, sufereau cumplit. Efectiv, plin de de răutate, de venin. Cum am îndrăznit eu să o critic pe mama națiunii? Cum am îndrăznit eu să spun ceva nelaudativ la adresa ei? Cum am îndrăznit să fac eu o analiză corectă politică? Atenție, n-am jignit-o niciodată pe Diana. Cine aduce vreo dovadă că eu am jignit-o vreodată, eventual am făcut un mișto de ea, cum fac și de Vulpone, și de Ciucă, și de Câțu, și de toți. Și de Dulapul, Claunus. Bă, asta face un analist, critică și mai face și mișto. Asta e normal, când te faci persoană publică, politician, internațional, galactic. Bă, normal să accepți că trebuie să fii și criticat, să se facă și mișto de tine. Așa e normal. Și eu dacă o să ajung prin absurd vreodată persoană publică, mare politician, președinte, o chiar o să râd când face mișto vreunul de mine. Dacă o să mă urc și eu pe cal și președinte și vine unul și râde că i-am rupt spatele calului, o să râd. Mă distrez, așa e, da, asta e viața, mai și glumim, facem mișto. Bă, frate, cu ochii bulbucați, toate gospodinele, toți... Oleo, vin, se uită la emisiunea mea și mă înjură că n-am zis ceva bine de idolul lor, de mama națiunii, de Ceaușescu 2. Bă, frate, dar cine vă obligă să vă uitați, bă, frate? Dar stați că vă ajut eu să nu mai suferiți atâta și i-am blocat. E păcat să vă las. Uite, Corina Grama. Păi, bă, Corinuțo, dar trebuie să te ajut, bă, să nu mai suferi, o să te blochez. Poți fi sigură că e ultima emisiune la care te uiți, Corina Grama, pentru că e păcat să suferi, mă, fată, mă, cinci, mă. Du-te, mă, uită-te la desene animate. Du-te, uită-te la altceva. Dar de ce să vii să te uiți aici și să suferi? Uite că, uite acum, Corina Grama, bloc. La revedere! Păi de ce să stai să te chinui, bă, frate? Și asta le fac la toți. Și nu pierd nimic. Ce pierd? Am pierdut o audiență de 50 de grohăitori care veneau aici să grohăie. Ce am pierdut? Și la emisiunea trecută, mamă, în timpul emisiunii îmi scriau că o să vezi tu de acum încolo ce audiență o să ai, că vorbești de rău pe Diana, că o critici, că... Și am făcut 2300 de like-uri. Ce am avut de pierdut? Cu o săptămână înainte, când nu vorbisem de rău sau nu o criticasem pe Diana, am avut 1800. Da, mare rahat că am scăpat de 50 de hater, de 50 de... Dar de acum încolo vă spun, e regulă. Toți care dați cu hate-ul pe pagina asta, toți care vă arătați suferința pe pagina mea și la comentariile mele, care, repet, nu sunt anti-Diana. Sunt niște analize obiective, corecte de politică internă și internațională. Faptul că o și critic pe Diana nu înseamnă că am ceva cu ea. Dar nu vă mai las să vă chinuiți și nici să-i jigniți pe alții care se uită cu plăcere la emisiune că vor să afle niște știri corecte, obiective. Așa că să știți. Intrați, vărsați-vă veninul și fierea din voi pe pagina mea și zburați. Asta nu înseamnă că nu aveți libertate de opinie și exprimare. Mergeți pe pagina voastră și înjurați-mă cât vreți. Eu nu vă iau drept, nu vă dau în judecată dacă mă jigniți, dacă spuneți orice despre mine, nu e nicio problemă. Vă las, apreciez că aveți, dar nu veniți în casa mea, pe pagina mea, să mă jigniți.
Du-te, tată, în stradă și înjură-mă în stradă. Du-te în piața publică și înjură-mă în piața publică. Du-te la tine acasă și înjură-mă la tine acasă. Dar nu veni mă în casa mea și mă înjuri în casa mea. Adică eu te primesc în casa mea ca oaspete și tu mă înjuri? Păi eu sunt, frate, că am înțeles greșit libertatea de opinie și exprimare. Eu sunt de vină. Da, gata, acum vă dau peste... Cum ați apărut, cum ați deschis gura și vorbiți prostii? Tulio, Valea, a dispărut. Bloc, bloc, bloc. Sigur, am pierdut 50 de care se uitau la emisiunea mea. Păi, ce, dar ce mă fac? Ce mă fac? Mine nu o să am de mâncare din cauza asta. Ce mă fac fără 50 de care se uitau și oricum nu înțelegeau nimic din emisiunea mea? Dar ce serviciu îmi făceau că se uită la emisiunea mea? Vai, dar ce bine mă simțeam, ce fericit îmi eram că niște se uită la emisiunea mea. Bă, mă, ce fericire era pe capul meu. Da, de acum încolo, imediat, cea mai mică greșeală pe care ați făcut-o în comentarii, blog, șoșocarilor, vă dau un sfat, dacă vreți să continuați să vă uitați la emisiunea asta, mergeți pe burtă. Să nu se știe că sunteți șoșocari. Tăceți din gură, nu scrieți niciun comentariu. Că altfel, cum v-ați deconspirat? Cum v-am exmatriculat? Da? Bine. Dragii mei, fiți atenți cum merge mai departe. Specii umane. Listerine culmint. Probabil că toți ori ați folosit, ori ați văzut-o în magazinele din... supermarketuri. Listerine culmint. Apă de gură care îți clătești gura ca să n-ai bacterii, chipurile în gură. Bă, treabă, cică dacă nu îți clătești gura cu listerine, ai bacterii în gură după ce ai mâncat. Păi bă, fraților, dar pentru ce e sistemul imunitar? Cum am supraviețuit specia asta atâtea mii de ani fără listerine culmint? Ei bine, listerine culmint, care face parte din marea companie Kenvue, americană, desigur, care este în portofoliu BlackRock, de asemenea, cum sunt toate, care produce și articolele Johnson Baby, care știți foarte bine că a fost o anchetă foarte mare pentru că s-a dovedit a fi o și că copii. Ei bine, dragii mei, apa asta de gură atât de populară, potrivit unor studii recente care au apărut în presa mass media mainstream, crește riscul de exponențial. Au avertizat oamenii de știință. Deci, fraților, uitați-vă aici. Uitați-vă cum suntem. Am aflat acum vreo 2-3 săptămâni de la 2 cevele că suntem cu conserve. Că bagă, efectiv, bagă în conserve. E, acum aflăm că bagă și în apa de gură cu care vă clătiți pe gură ca să nu vă pută gura. Sigur, sunt unii care le pute gura. De ce? Pentru că nu le place să se spele pe dinți. Îi deranjează periuța de dinți, îi jenează la gingii și nu se spală pe dinți. Și e mult mai simplu și nedureros să clătească gura și să stea cu dinții plini de păi. Bă, fraților, ăștia cărora nu vă place periuța de dinți și care făceați în așa fel încât ca să puteți să mergeți la fete sau la băieți după sex, după caz, și vă clăteați gura cu listerine culmint de câte ori mergeați să faceți amor, e bine, aflați că aveți riscul de a face foarte ridicat. Dacă nu credeți știrea, nu mai știu unde am citit știrea, dați pe Google că vă apare imediat, scrieți listerine pericol de și vă apare imediat și cine a difuzat-o, cu toate că au dat-o foarte multe agenții de presă. Deci, fiți atenți că populația merge pe foarte multe căi. Medicamente, apă de gură, conserve, apa pe care o beți. Sigur că da. Și făcuți în laborator. Război, toate deodată, toate, simultan, vedeți cum este, ca o caracatiță, care te împresoară din toate părțile. În orice parte vrei să scapi, scapi de una, dai de alta.
Ai zis că, bă, gata, hai că am scăpat, că nu m-am... Am scăpat că n-am de... Da? Te-ai spălat toată viața cu listerină. Și te duci la un control și spune că ai... Tată. De ce? E, așa este. Au crescut numărul de bolnavi de... în ultimul an de 2-3 ori. De 2-3 ori față de 2020. Bă, fraților, nu cu 20-30%. Între dublat și triplat numărul de bolnavi de... Păi de ce? Păi uite de ce. În conserve, în listerine cu care clătești gura, în apa pe care o bei de la chiuvetă, în pâine, peste tot ești o... În aer de la avioane care aruncă. Păi și aerul, scap de ăla, scap de aia și respiri aerul de la chemtrails. Ăștia, într-un mod pe față. Nici măcar nu se ascunde. Vedeți că știrile astea nici măcar nu sunt cenzurate. Exact ca la, ca ciobanul la oi. Nu se ascunde ciobanul că iau aia și... O ia și de față cu toate celelalte mioare. Nu e nicio problemă, n-au de ce să se ascundă. Că noi suntem ca niște oi dus la... Fac ce vor cu noi. Singurul mod în care putem noi românii să atenuăm acest fenomen de a populației este să punem în fruntea noastră un patriot, un om curat, un om neșantajat, un om imposibil de cumpărat, care să urmărească interesele României și ale românilor. Este singurul mod în care noi românii, atenție, nu putem să scăpăm. Putem să reducem efectele acestui fenomen de global. Adică în loc de 20 de milioane de români, să nu rămânem doar 5 milioane sau mai puțin, cum vor ei, ci să rămânem 15, să fie pierderile mai mici. Ăsta este singurul mod. Și vă spun o chestie. Eu am făcut public programul meu în 100 de puncte și sunt hotărât că în cazul în care voi ajunge președinte, să le pun în practică și dacă nu reușesc în primul an să pun în practică sau să încep măcar 90 din cele 100 de puncte, să-mi dau demisia. Și asta să stipulez într-un contract notarial cu poporul român. În clipa în care am ajuns președinte, mă duc la notar și spun așa, eu, Primo Laurențiu, declar că dacă după un an de zile nu am reușit să pun în valoare 90% dintre punctele programului sau nu am început măcar, îmi dau demisia, sunt demis de la sine. Mai mult, sunt dispus că dacă reușesc să-mi duc mandatul la sfârșit și dacă după la sfârșitul mandatului eu nu am reușit să pun în valoare toate cele 100, adică ori îndeplinite, ori în curs de îndeplinire, că unele dintre puncte poate să aibă nevoie de 5-10 ani, de exemplu, reindustrializarea României nu se poate face în 5 ani. Nu se poate termina în 5 ani. Dar dacă nu am început sau nu am finalizat toate cele 100 de puncte din program, eu sunt dispus să semnez un act notarial în fața poporului român că îmi cedez toată averea și rămân un om al străzii. Uite, eu sunt curios ce alt candidat la președinție mai poate să facă ce fac eu. Da, este ceea ce pot eu să fac pentru acest popor. Este singurul lucru pe care am eu puterea să-l fac pentru poporul meu. Adică nici nu vreau să vă mint, să vă spun, bă, dacă mă puneți pe mine președinte, o să umble câinii cu colaci în coadă pe stăzi. Nu! Eu v-am mai spus. O să fie an grei de reconstrucție a țării. O să fie an grei cu sacrificii. Să plătim datoria de 200, ce de 200, că e aproape 300 de miliarde de euro. O să fie an foarte grei să plătești datoria, să reindustrializezi țara, să naționalizezi
tot ceea ce au dat Băsescu pe gratis, adică electrica, romgaz, petrolul, va fi foarte greu să poți să faci toate chestiile astea. Eu sunt dispus să semnez un contract, că dacă nu le fac, după un an de zile mi-am dat demisia, dacă îmi dau seama că n-am cum, sau, dacă nu îmi dau după un an de demisia și cred că pot să le fac, dacă la sfârșitul mandatului nu le-am făcut pe toate sau nu le-am început pe toate, să mi se confiște toată averea. Și să rămân cu hainuța de pe mine și, Laurică, ești liber de acum încolo, ai păcălit poporul, n-ai făcut decât 98 din cele 100 și pentru asta vei fi pedepsit, pierzi toată averea, ești omul străzi. Eu sunt de acord, sunt dispus să semnez chestia asta cu poporul român. Să vedem ce alt politician român candidat la președinție o să mai poată să facă un astfel de angajament cu poporul român. Dar pentru asta, ca să putem să reușim chestia asta, voi trebuie să veniți în comitetul ăsta al meu de sprijin, cei care vă uitați la această emisiune, trebuie să vă implicați și voi, că nu e numai țara mea. Voi, după mintea voastră, ziceți, bă, primul trebuie să faci aia, primesc o grămadă de mesaje, zilnic. Primul trebuie să faci aia, tu trebuie să spui aia, tu trebuie să te ocupi de aia, ca și cum e țara mea și astea sunt toate obligațiile mele, iar voi să vă uitați numai la emisiune și nici măcar un like sau un distribuie să dați. Nu, că e greu, de doar degetul să apeși butonul de like. Nu. Nu, cum să dai tu distribuie, să afle și alți români că se poate salva țara asta? Nu, ce, să îl distribui eu pe ăsta? Bă, ca și cum i-ați face mie o favoare dacă distribuiți. Păi faceți o favoare vouă, copiilor voștri, țării astea care are o șansă de salvare. Nu distribuiți dacă nu vreți, că sunteți invidioși, că vezi, Doamne, mă văd și alții. Dar, după aia nu veniți să plângeți că țara e condusă de trădători. Nu veniți să vă plângeți că țara e băgată în război. Nu veniți să vă plângeți că aveți salarii și pensii mici, că nu sunt bani la buget. Atunci acceptați-vă soarta, dragii mei. Sau dacă vreți o schimbare, distribuiți emisiunea asta, dați like la emisiunea asta, spuneți-le și altora că există o șansă pentru România și veniți în comitetul ăsta de sprijin a candidaturii mele și ajutați-mă să pot să strâng semnăturile, 100.000 de semnături, că așa a făcut mafia. PSD-istul penalist a făcut lege că trebuie să ai 100.000 de semnături ca să poți să candidezi. Păi dacă nu mă ajutați cel puțin 1.000 de oameni care să aducă fiecare 100 de semnături, n-am cum să strâng semnăturile astea. Deocamdată în comitet sunt 200. Dacă nu vor fi 1.000 în comitetul ăsta de sprijin pentru semnături, nu avem cum să facem 100.000 de semnături și atunci înseamnă că o să vă fie președinte Vulpone sau o să vă fie ăla de ciucă, atunci acceptați-vă soarta. Mai e o chestie. Mi-ați reproșat că de ce n-am făcut joi emisiunea. Păi v-am spus, nu mai fac emisiunea, pentru că dacă pe voi nu vă interesează, dacă voi nu distribuiți emisiunile mele, dacă voi nu dați like la emisiune, eu de ce să mă zbat, bă, fraților? Păi singura mea plăcere pentru emisiunile astea este să văd că am audiență mare și că am multe like-uri. Știi, e ca atunci când tu te duci la serviciu. Și bucuria ta că te duci la serviciu că îți dă la salariu. Nu, mie nu-mi dați voi salariu, dar îmi dați un like, am o recompensă pentru munca mea. A, vi se pare că, bă, stai, bă, de ce să-i dau? De ce să-l fac eu pe ăsta bucuros, mă, că are like-uri? Păi nu dați, dar nici eu nu mai fac emisiuni. Acum o să mai fac emisiuni joia. Când numărul de like-uri și distribuiri totale vor ajunge din nou la 10.000, cum au mai fost. Până nu o să fie din nou 10.000 de like-uri și distribuiri în total, fac doar duminică. Și vă mai spun o chestie. Dacă nu ajung cu numărul de like-uri și distribuiri la măcar 5.000 în total, nu mai fac nici în fiecare duminică. Fac o dată la două duminici. De ce? Pentru că nu. Dacă voi nu vă place emisiunea, nu dați like și nu distribuiți. Dacă voi nu vă agitați pentru țara asta, eu de ce să mă agit? Adică de ce eu trebuie să fac totul? Voi trebuie să-mi spuneți mie numai, să-mi dați mesaje cu ce trebuie să fac, iar voi trebuie doar să vă uitați și nici măcar să dați click pe un buton. De ce? Adică eu sunt vostru? E simplu de tot, băi, fraților.
Nu vă interesează. Nu mai fac emisiuni. Îmi văd și mă duc, îmi văd de excursiile mele, îmi văd de viața mea, îmi văd de tenis, îmi văd de prieteni, mă bucur de viață. Uite, acum prietenii mei sunt la meci, la o bere, râd, se distrează, fac glume, toată gașca mea de prieteni. De la 6 la 8 au fost la tenis și acum sunt la bere și la meci. Iar eu, care aș vrea să văd meciul, stau și fac emisiune cu voi. Eu fac un sacrificiu. Mă pregătesc pentru emisiune. Să pregătești o emisiune durează ore întregi. Pierd ore pregătind emisiunea. Vorbesc aici de mi se usucă gura. Mi se usucă ochii că numai eu știu cum mă chinui să țin ochii deschiși. Din cauza că am chestia asta, sensibilitatea asta la ecrane și am și laptopul în față și telefon. De ce eu trebuie să fac sacrificii? Iar vouă să vi se rupă. Și de sacrificiu meu și de interesele țării. Nu vă interesează? Păi de aia să mi se rupă și mie, bă, fraților. Dar de ce să nu mi se rupă la toți atunci? De ce doar vouă să vi se rupă și eu sunt prostul vostru, nu? Da, facem pactul ăsta. Când am 5.000 de like-uri și distribuiri în total, fac emisiune duminica. Când am 10.000 de like-uri și distribuiri, fac și joia. De acum încolo e regulă. Când nu am până duminica viitoare 5.000 de like-uri și distribuiri, nu fac emisiune. Duminica următoare. Fac o dată la 2 săptămâni. Lege de acum încolo. Deci, dragii mei, despre ce să vă mai povestesc? Să vedem dacă mai am ceva. Despre suveranismul din Parlamentul European. Bă, fraților, ce se întâmplă în Parlamentul European e cascadorii răsului. Toți. Dar absolut toți, toate partidele care ajung în Parlamentul European aproape, în frunte cu ala lui Meloni și cu ala lui Le Pen și cu ala lui Simion, sunt vânduți americanoide. Și Meloni, și Simion, și Le Pen au făcut un grup al conservatorilor. O poziție controlată. Și Simion, la fel ca Meloni, și-au dat arama pe față, susțin Ucraina, susțin implicarea Europei în război, susțin ajutoarele de miliarde date de România și de ceilalți europeni Ucrainei și singurii care fac notă discordantă, singurii care se bucură de respectul și aprecierea mea de acum încolo, sunt SOS Diana Șoșoacă și Luis Lazarus, adică, nu, când zice SOS, eu, nu există niciun SOS, bă, frații. Există partidul Diana Șoșoacă și atât, să fim serioși. Restul sunt niște cu buletin care se cred partid și comitet executiv și nu mai știu ce. În realitate nu există decât Diana Șoșoacă. Ce zice Diana Șoșoacă, aia este regulă și lege și ea e partidul. De fapt, na, eu știu... Da, mai bine nu dau din casă. Nu e frumos, știți, că am avut acces la niște informații și se crede că am fost cu ea și nu vreau să... Eu am fost și rămân un domn. Dar ăsta este adevărul, dragii mei, n-are rost să ne mințim. Nu există niciun SOS. Există partidul Diana Șoșoacă. Dar, de la ce am vrut să pornesc? Singurii demn de stimă și respect sunt Diana Șoșoacă și AfD-ul din Germania, care au zis că ei, cu opoziția controlată a lui Meloni și a lui Le Pen, nu fac alianță și nu se duc în grup. Și așa că au hotărât să facă un grup separat. Format din câteva partide care nu spun nimic de prin toată Europa, vreo 5-6 partidulețe din astea de 5% ca al Dianei. Dar ăsta este singurul grup cu adevărat de valoare, cu adevărat suveranist din Parlamentul European. AFD și Diana Șoșoacă. Ce îmi pare mie rău este că Diana nu este o personalitate de genul șefei de la AFD-ul German, care este o mare doamnă, care e o mare diplomată, care e o femeie înțeleaptă. Ce noroc, bă, fraților, pe țara asta să aibă un astfel de suveranist, de șef al unui partid suveranist, cum este... Cu coana asta, nu-mi vine acum în cap numele ei, dar este
șefa partidului, tot femeie, șefa partidului AfD din Germania, care, atenție, are vreo 18%, cam cât are Aurul și SOS-ul la un loc, are în Germania, și care devine o forță tot mai mare, tot mai puternică pe măsură ce trece timpul, și această femeie care conduce AfD-ul are un foarte mare merit în ascensiunea AfD-ului și a suveranismului în Germania, pentru că este cu adevărat o femeie de mare calitate, îi urmăresc toate cuvântările, toate luările de poziție și mă minunez ce grozăvie de femeie este, cât de echilibrată, cât de rațională, cât bun simț, câtă diplomație și înțelepciune. Mare nevoie am fi avut și noi de așa ceva în România. Mă mir că au lăsat să crească, să răsară și să crească așa ceva în Germania, că nu i-au tăiat aripile din start, că nu au cenzurat-o și că i-au permis să apară în Germania, în mass media. Probabil că acolo democrația e altfel înțeleasă decât la noi. Dar cred că în România un astfel de om nu ar fi lăsat să apară în mass media și nu ar fi lăsat să crească, să devină o forță, pentru că nu servește interesele sistemului. Nu? La noi este lăsat să se dezvolte și să crească doar ceea ce servește intereselor sistemului. Dacă nu servește, au toate instrumentele prin care să te blocheze. Dar e bine că Diana este alături de femeia asta, poate mai și învață câte ceva, poate învață și să se comporte și să... Că știți că, în general, femeile nu e un secret pentru nimeni. O femeie nu vrea să facă impresie bună, în general, pentru un bărbat. Nici nu se îmbracă femeile cum se îmbracă și atent și în toate felurile și la modă pentru un bărbat, ci pentru celelalte femei. O femeie nu se machează și nu se face frumoasă în 90% pentru un bărbat, ci pentru celelalte femei, cum o văd. O femeie ține foarte mult la aspectul ei, la imaginea ei în societate, nu de dragul bărbaților, ci pentru a le face invidioase pe celelalte femei. Ar fi grozav dacă și Diana ar reuși să fure ceva de la această femeie de la AFD și să înceapă să-i copieze stilul, modul de a face politică. Da. E bine, dragii mei, este foarte târziu, iată, am ajuns aproape la 2 ore jumate de emisiune. Ne oprim aici, mai aveam câte ceva, dar nu e foarte important. Despre Ursula von der Leyen, tot din Parlamentul European, care are probleme mari cu achiziția de și, dar nu este atât de important, deocamdată, doar încercări disperate ale unora de a o înfunda pe Ursula, fără niciun fel de succes, după părerea mea. Nu o să reușească nimeni să îi pună piedici lui Ursula sau cu atât mai puțin să o bage la pușcărie, cu toate că e de pușcărie ce a făcut ea cu... Dar toate chestiile astea care se întreprind la nivel de justiție împotriva ei și ce încearcă și Laura Codruța Kövesi să facă, sunt frecție la picior de lemn. Nu va reuși nimeni să se atingă de ea și va fi șefa Comisiei Europene și în viitorul mandat. Dragii mei, până joi, dacă prin absurd veți înțelege că trebuie să participați și voi la această luptă pentru salvarea României, sau poate duminica viitoare la ora 21, dacă o să vi se rupă, sau poate nici duminica viitoare, dacă o să vi se rupă foarte tare, vă spun la sfârșit de emisiune, ca de obicei, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, vă mulțumesc și celor care ați avut cuvinte bune și celor care m-ați jignit, vă asigur că de acum încolo nu o să mai fiu și gospodinelor care mă înjură pe aici și vor fi imediat blocați toți cei ce au un comportament și un limbaj neadecvat și... Vă spun, ca de obicei, la sfârșit de emisiune, cu Dumnezeu înainte. La revedere! Sanjoy.ro